De ce ne este atât de greu să vedem măreția mamelor noastre? Pentru că fiecare mamă a fost în serviciul vieții. Și dacă mama nu spunea de-a vieții, nu mai eram noi acum să vorbim despre ea. Și a dat voie să fie ghidată de un ceva mai mare. Și acel ceva mai mare, acea forță creatoare, a condus-o către tata. Pentru că și tata, în egală măsură, tânăr fiind, s-a lăsat ghidat de această forță mai mare și a mers către mamă. S-au iubit, ca bărbați și femeie, și au spus, da, vieți. Și ce e forța aia mare? Viața. Și cu cine ne luptăm noi acum? Tot cu viața. Da. Și ce ne dorim noi la un anumit nivel? Să avem o viață bună. Își dorește altcineva altceva decât să aibă o viață bună? Acolo sunt niște încurcături. Ok? Cine știe ce a fost în acel neam? Cine știe ce lucruri s-au întâmplat? De poate, într-un fel, e nevoie să se termine neamul. Pe de-o parte. Și se oprește acolo. E firesc să fie așa. Dacă te uiți la cel care simte presiunea lui, trebuie să dau viața mai departe. Exact. Ok? Acolo e sănătate. Multe mame nu știu că tata-i tata. Da. Că cine e tatăl copilului, știi? Da, deci, știu asta. Asta spun foarte întotdeauna la workshop-uri. Dom'le, știi cine e mama? Pentru că și la mama poți să ai spus să nu fie mama. Și s-a trezit femeia la 54 de ani că mama nu e mama. Știi cum e? Când merge treaba bine, de exemplu, în căsătorile mixte, când femeia urmează bărbatul, atunci e bine. Când femeia urmează bărbatul în țara lui, când femeia urmează bărbatul în religia lui, când urmează femeia bărbatul în cultura lui și îi dă voie copilului să-și iubească tatăl așa cum e și să-l urmeze în toate. Succesul mamei este nașterea noastră. Și fiecare femeie știe în suflet că ar putea să plătească cu prețul vieții. Și de ce nouă ne este greu și suntem furioși pe mama? Și de ce? Pentru că ne este greu să primim ce ne-a dat ea. Tu ai avut și tu niște iubiri. Nu știu cât. Clasa 10, a 11. Ha, stai că și ai mers la o petrecere, stai că mai e una. Stai să vezi că... La team okay, building. Da, team building. Ah, team building, team building, team building. Bun regăsit, dragi prieteni, de aici din studioul Școlii de Numerologie, la o nouă strofă a podcastului Poezia Vieții. Am un invitat minunat, o bună prietenă de-a mea, care mi-a făcut plăcerea și onoarea să vină să mai vorbim încă o dată despre un subiect interesant, și anume mama. Ăsta este subiectul. Și atât pot să vă spun. Am plăcerea să vă prezint din nou pe Elena Barnă. Bine venit, Elena! Bine te-am găsit, Romeo! Și mulțumesc tare mult pentru invitație! Cu mare drag, de fiecare dată! M-am gândit să vorbim despre acest subiect magic. Cred că l-am lăsat așa în coadă de pește puțin data trecută când am vorbit. Dar acum m-am gândit să vorbesc cu tine despre subiectul mama și atât. În numerologie, de exemplu, mama are vibrația lui 10. Și 10 înseamnă identitate transformată, altfel de identitate. Nu cea născută, ci cea transformată. Un 10 în numerologie înseamnă o identitate adusă pe un alt nivel. Acum când ai spus de 10, la mine a ajuns nota 10. Cum ar fi dacă fiecare dintre noi ar fi împăcat cu ideea că are o mamă de nota 10? Ar fi, cred că, magic. Dar... Nici nu cred că poți să dai o notă mamei. Sau poți să dai o notă mamei? Sau se dau note? Din practica ta, de constelații, se dau note mamei? Note dați voi, bărbații. Noi femeile nu dăm note. Cu noi femeile e mai delicat. De ce? Pentru că ca să pot să fiu femeie, așa cum am spus și data trecută, am nevoie să fiu împăcată cu mama. Și o femeie strălucește numai atunci când o are pe mama în inima ei. Dar cum să fie mama în inima noastră? Complet. Vezi, aici pentru mine e deja mai băgat în ceață. Cum adică complet? Adică poate să fie pe părți? Poate să fie pe
jumătăți de măsură sau pe sfert de măsură? Nu e completă? Mama, în totalitatea comportamentală a ei, nu e completă în interiorul nostru? Păi dacă ar fi, n-am avea noi o viață minunată? Indiferent de comportamentul mamei? Indiferent. Aici e... Mamele noastre, toate, exact așa cum sunt, pe un anumit nivel, au măreție. De ce ne este atât de greu să vedem măreția mamelor noastre? Pentru că fiecare mamă a fost în serviciul vieții. Și dacă mama nu spunea de-a vieții, nu mai eram noi acum să vorbim despre ele. Deci, indiferent de cum este mama unui om, a fost în serviciul vieții. Și această energie maternă, pur și simplu, indiferent de comportamentul ei, de personalitatea ei, de modul în care ea vibrează sau se manifestă, pur și simplu e perfectă. Exact. E mai mult decât perfectă, Romeo. Dacă ne uităm un pic dincolo de a ne privi mamele și a le judeca, pentru că fiecare și-a judecat mama, e nevoie să fim foarte onești. Dacă nu sunt brutally honest cu mine, nu o să reușesc să mă împac nici cu mama, nici cu tata și nici cu mine. Putem să ne împăcăm și să vedem lucrurile altfel atunci când reușim să vedem că mama tânără și-a dat voie să fie ghidată de un ceva mai mare. Și acel ceva mai mare, acea forță creatoare, a condus-o către tata. Acea forță a condus-o către tata? Dar cine crezi că a condus-o? Autobuzul? Taxiul? Adică tu vrei să spui că o femeie care își alege să facă un copil cu un bărbat nu e condusă de sine însă, ci de o forță mult mai mare? Categoric. Și până nu vedem cu inima lucrul acesta, nu avem cum să vedem măreția mamelor noastre și a taților noștri. Pentru că și tata, în egală măsură, tânăr fiind, s-a lăsat ghidat de această forță mai mare și a mers către mamă. Și amândoi au venit împreună, s-au iubit ca bărbați și femeie și au spus da vieții. În acel moment unic, irepetabil. Da, uite aici, asta mă duce cu gândul la încă un lucru. De ce unele doamne, dacă există această forță, da? De ce unele doamne, unele femei fac copii și fără ca ele, pur și simplu le întreb, fără ca ele să-și dorească, iar alte doamne, pur și simplu, își doresc copii, dar nu și pot avea. Asemână. Această forță, de ce face separația între o doamnă care vrea și o doamnă care nu vrea, tu în sensul subiect? Ei, nu în sensul doamnelor. În ce subiect intrăm noi acum? Păi intrăm direct în subiectul, da? Când arată constelațiile familiale, încurcăturile de familie. Și acum, cât timp avem să stăm de vorbă? Păi nu contează, cât vrem. Da? Dacă reușim să vedem această măreție a părinților noștri, tineri. Da? Cum s-au lăsat purtați de această forță creatoare, de această forță divină și au venit împreună și sufletul nostru s-a cuibărit acolo în pântecul mamei, numai atunci putem să vedem măreția lor și că un ceva mai mare a hotărât pentru noi. Și noi doar trebuie să ne supunem? Păi ești aici, Romeu, ce stăm mai supui? Că te-ai supus de mult. Te-ai supus de când sufletul tău a fost adus aici. Și ce e forța aia mare? Viața. Și cu cine ne luptăm noi acum? Tot cu viața. Da. Și ce ne dorim noi la un anumit nivel? Să avem o viață bună. Își dorește altcineva altceva decât să aibă o viață bună? Nu. Aici își dorește. Fiecare pune ce vrea aici. Ce ne dorim cu toții, pentru mine este foarte simplu. Să iubim. Să fim iubiți. Atât. Și atunci de ce crezi că viața le alege pe unele doamne și pe altele nu le alege?
Pentru că ne naștem cu toții într-o familie. Familia noastră de origine. Mama și tata. Și părinții noștri, la rândul lor, sunt copii părinților lor. Și bunicii noștri, la rândul lor, sunt copii părinților lor. Și tot așa. Ți-am spus data trecută că când suntem în pântecul mamei, la vârsta de 4-5 luni, se formează precursorii ovulelor. Și acolo este informația de generații întregi. Deci, practic, când eu eram un viitor ovul în pântecul mamei, când mama avea 4-5 luni și era în pântecul bunicii, ok? Eu, cea din viitor, eram conectată cu bunica. Ok? Deja. Deja. Mama cu bunica ei. Bunica cu bunica ei. Și tot așa. Asta cine a făcut-o? Forța asta mare. Păi și de ce la un moment dat se pune stop? De ce se pune stop? Pentru că în acest câmp familial, în sufletul familiei, sunt toate informațiile. Și s-au văzut în legile iubirii care au apărut în constelații și apar mereu. Și prima lege care pentru mine apare fără excepție în toate constelațiile, cu toții avem dreptul egal să aparținem familiei în care ne-am născut. Dincolo de judecată, de bine și rău, de corect și greșit, de orice. Cu toții avem dreptul egal să aparținem. O singură persoană, dacă este uitată, exclusă, da, nu mai este nimeni în echilibru. N-ai cum. De ce? Sufletul familiei are nevoie să fie în echilibru ca să supraviețuiască și atunci altcineva va fi numit și peste o generație, două sau trei, să se uită cu iubire către cel uitat sau exclus. Și cum o va face? O să-i repete destinul, într-o formă sau alta. Ok. Dacă în familie avem o mamă sau o femeie care rămâne la naștere, acea informație rămâne în câmpul familial. Și se dă informația, ea este în câmp, nici nu o dai că există. Ea există, da. Și noi avem memorată, nu numai la nivel de ADN, la nivel celular, în noi. Și uite așa, sunt eu însărcinată, trebuie să nasc, sunt sănătoasă, sunt tânără. Și mi este teamă să nu mor la naștere. N-are nicio logică. Da. Da? Medicina ne arată că totul este în regulă, eu sunt sănătoasă, dar am o frică să nu mor la naștere. De unde vine frica aia? Vine de pe linia de femei, pentru că o femeie a murit la naștere. Odată această teamă că rămâne, și în subtil ea lucrează. Pentru că toate astea se întâmplă în subtil. Sau poți să ai o femeie care a născut un copil care a murit la naștere. Foarte mare sarcina. Cu cât este pierdută sarcina mai mare, cu atât e mai dramatic pentru suflet. Sarcinile se pot pierde. Mai mititele, cele pierdute foarte mici n-au așa o influență mare sistemică. Dar cu cât e sarcina pierdută mai mare, cu atât influența sistemică este foarte puternică. Și atunci, durerea aceea a mamei rămâne în câmpul familial. Și peste generații există această informație, da? Că există posibilitatea să pierzi copilul la naștere. E dramatic, Romeo. Eu acum vorbesc, dar pentru o femeie care a trecut prin asta sau să-și pierdă copiluțul mare la câteva zile după naștere, este cea mai mare dramă. Deci nu, ea nu poate fi pusă în cuvintă sau cântărită. Da. E foarte greu. Și tocmai din cauza aceasta, pentru că suferința este foarte mare, suferința este cea care merge prin generații. Nu bucuria. Dar de ce oare? Pentru că atunci când suferința este așa de mare, ideal ar fi să putem să onorăm, de exemplu, acel sufletel, să ținem în doliu pentru el. Există acel dolu psihologic. Da, are știm nevoie, asta. Sufletul are nevoie de, de aceste lacrimi ca să simtă că aparține. Și asta nu se pierde niciodată în psihologie, să știe că doliul psihologic nu se pierde, nu, doar se amână.
Exact. Și se manifestă în diferite forme, nu așa, poate numai că nu plângi. În diferite forme, dar dacă el nu este făcut la timpul lui și cum e nevoie să fie făcut, adică cu onorare, el merge mai departe. Ceea ce mă face pe mine să înțeleg acum anumite lucruri, acum mi-a venit pur și simplu, cum zici tu, câmpul, cred că mi-a zis asta, că este posibil ca eu să nu vreau să țin acest doliu, poate nici copilul meu să nu vrea să țină acest doliu și ajunge la exact la strănepoți, da, care poate să țină toate aceste manifestări de doliu pe care eu am început să le refuz. Vorbești și fi și da, simt în corp. Da. Efectiv, adevăr, un copil sau un nepot, un moștenitor, un cum să-l numim, cum afla, poate să trăiască această stare de doliu amânată poate de 3-4 generații. Și mai mult chiar. Păi dacă mi-ai zis tu acum cu informația, mă duc în numerologie genealogică și pot să-mi dau seama că poate să, acea informație să țină de la 7 ani sau de 7 ori cât o fi. Da? De 7 ori, 7 ori, 7 ori. Poate să fie 7 ori 2, 7 ori 3 și până la 7 ori 7. Da. Exact. Adică 490 de ani. Gândește-te așa, sau 490 de generații. Da, e posibil. Dar noi ne vom mergem atât de departe până că nu le avem aproape. Da, asta avem e clar. Mamă, avem bunica, avem stăbunica. Nici nu e nevoie să te duci foarte mult în spate. Știi? E suficient să ne uităm la frații părinților noștri. Frații părinților noștri? Da, la bunici, la unchii noștri. Da, la copiii bunicilor noștri. Este suficient că sunt foarte aproape. Eu nu am nevoie să mă scormonesc. Nu ăsta este scopul. Hai să scormonim. Nu. Sub nicio formă. Nici n-ai cum să dai. Scopul este ca eu, astăzi de aici, să fiu bine și să fiu împăcată cu viața mea și cu destinul meu, cu destinul părinților mei, cu destinul partenerului meu de viață și cu destinul nostru împreună. Pentru că ceva ne-a adus împreună. Nu suntem noi doi împreună, întâmplător. Nici nu avem cum să scormonim, Elena. Nici nu avem cum să scormonim. Eu nu recomand treaba asta. Adică scopul constelațiilor nu este să scormonim, scopul constelațiilor este să se pună în ordine ceva ce este în dezordine. Cum este acest caz că vorbeam de copiluții mici, ca să continuăm ideea. Bun, suferința este atât de mare. Eu am văzut-o direct pe pacienții mei, pe părinții cu care eu lucrez în ecografia mea, la copilașul care lucrez la spital. Asta se dă pentru că durerea este atât de mare și ca să poți să supraviețuiești acestei pierderi, ți se închide inima. Inima devine de piatră. Deci adevărat acest concept, nu este unul filozofic. Nu, este chiar adevărat. Și se întâmplă foarte repede. Dar poate să se închidă, iartă-mă că te întrerup, că n-am, mi-ai ridicat-o la filo. Poate să se închidă inima ta, nu pentru că tu ai pățit ceva, ci pentru că durerea ai primit este foarte mare. Durerea altuia și de-aia ție ți s-a închis inima. Aici vorbesc de un caz concret, că mie îmi plac cazul concret. Da, știu asta. Bun, caz concret, la spital. Am făcut ecografie unui bebeluș de o lună, venise cu ambii părinți și din vorbă în vorbă cu mami așa stil, merg acolo unde e beculețul și acel băiețel a avut un frate care a murit la naștere, geamăn. A murit la o zi. Se pare că ar fi avut o malformație cardiacă. Am reușit atunci, bebelușul avea o lună, am vorbit cu părinții din tot sufletul și le-am atins inima. Nu l-au ținut în brațe pe copii și nu l-au văzut. Nu facem lucrul acesta în medicină. Da? Și este foarte dramatic pentru sufletul acela. Ar fi ideal dacă ar exista așa un program în care pentru copilașii care s-au născut sau care au murit la naștere sau să le fie dat părinților în brațe, să-l vadă, să-l atingă. Poate că medicii se gândesc că e o durere mare. Nu știu, sunt medic, nu intru acum în judecăți că astea sunt, dar ar fi minunat dacă s-ar putea face lucrul acesta, pentru că tu rămâi cu o energie în câmp, tu n-ai văzut acel copilaș, tu nu l-ai văzut, tu nu l-ai atins. Și ți s-a spus, a murit și nu-l vezi. Și rămâne acolo în suflet dacă tu nu-l vezi. Oare chiar a murit? Știi? Deci, mă rog, am niște cazuri care vin de pe Valul Ceaușescu cu n-am văzut copilul, cu nu știu ce, deci viața bate filmul. Bun, revenim la acest caz. Au revenit cu bebelușul la încolună. Și am spus așa părinții, varsă în fiecare dimineață între ora 26 dimineața, noaptea. Ți s-a pierdut beculețul.
orice bebeluș are vărsături, are reflux, etichetă, că varsă toată ziua, dar nu pe ceas. Și când varsă de la ora 2 la ora 6, se aprinde beculețul. Spac, ce aici? Și din nou am început din aproape în aproape și mi-au spus că a pădut un copiluț a doua zi după naștere. De data aceasta, m-am adus aminte de dânsii, știi? De data aceasta, la o lună vorbesc, diferența, nu am mai reușit să le ating inima deloc. Excellent. O lună. Erau amândoi, parcă vorbeam cu un perete. Nu o spun cu judecată, pentru că aici vorbim de o tragedie și este imensă tragedia. Nu am mai reușit. Și acel copilus ce făcea? Eu, lucrând cu câmpul și fiind deschisă la toate aceste informații, o să vă amână în foc. N-am cum să demonstrez. Dar sunt convinsă că între ora 2 dimineața și 6 dimineața, când vărsa copilul, în acele perioadă, frățiorul lui a fost între viață și moarte. E foarte posibil. Da? Și cu sufletul, legătura dintre gemeni este uriașă. De o mamă ne separăm sufletește ca să putem să supraviețuim mai departe, dacă durerea foarte mare, că ne-am separat de ea în simbioză, în primii 3 ani de viață. Dar de un geamăn nu te separ niciodată. Energia de geamăn are o putere colosală. Și vedem cum se întâlnesc doi gemeni după 20 de ani, nu s-au văzut de 20 de ani, se întâlnesc, unul vine după un continent, unul după un continent și amândoi sunt îmbrăcați la fel. Da? Da. Și sunt filme și sunt cazuri și sunt scrise și sunt în jurul nostru. Bun. Nu am mai reușit să le mai deschid inima și trecut să abia o lună. E adevărat că eu am încercat să-i pun în conectare cu acel copil, cel pe care l-au văzut, să le spun că frățiorul lor îl simte lipsa fratelui geamăn și așa mai departe. N-am insistat foarte mult că nici nu era cazul. Da, și s-a întâmplat ceva. N-au mai revenit la mine ecografii niciodată. De ce? Pentru că mereu eu le accesam eram acel trigger care punea degetul pe rană. Da, okay? Dar ce ar fi fost de vreo? Îți dai seama că acei oameni sufereau și tu veneai și apăsai pe butoane. Păi, eu vreau să spun, nu judecăm Romeo aici, eu vreau să încerc să te explic cum se întâmplă fenomenul, ok? Durerea este foarte mare, ți s-a închis inima. Da. Bun. Și mai departe, această inimă închisă rămâne peste generații și noi ne trezim astăzi. Da? Că vrem să ne fie bine în cuplu. Da? Eu vreau să fiu femeie pentru un bărbat. Și tu vrei să fii bărbat pentru o femeie. Da? Și uite așa că ne trezim că și mama a avut inima închisă, și bunica a avut inima închisă. Ok? Și vedem cum mama tânjește să fie văzută de mama ei, al cărei suflet a rămas lângă primul ei copilus pierdut. Ok? Și dacă ne uităm la bunicile noastre, cam avem cu toții pe aici, prin România, că e cultural, da? Se nășteau foarte mulți copii și de ce se nășteau? Pentru că nu se știa care va supraviețui. Și atunci femeile nășteau, unii trăiau, unii nu trăiau. Da? Dar acei copii rămân. Și vreau să spun că de multe ori nici nu mai știm cum îi cheamă. Da? Eu încerc așa să adun informații și despre familia mea, că îți deschizi inima când ajung la constelații, doar să le dai un loc în suflet, că și ei aparțin. Și când tu aduci în sufletul familiei, în inima ta, cu inima bună să te uiți către cineva care a fost uitat sau exclus, se întâmplă ceva, se face așa, se simte așa cum se face liniște în familie. Fără să-ți dai nicio explicație, se întâmplă lucruri. Merge copilul mai bine cu școala, e liniște în cuplu, e femeia mai prezentă. Știi de ce? Da. Pentru că eu cu sufletul meu poate mă uit unde? La frații mamei mele care au fost uitați și au murit la 3 anișori, la 5 anișori, la 2 anișori. Da, dar noi facem aceste lucruri și cu oameni nu care au murit, ci care sunt în viață. Te-a deranjat unul că ți-a luat trei d-astea de gard, uluși de gard, vărul sau verișoara. Dacă sau vrei nu știu să-ți dau cine, o poveste cu un gard dărâmat, e science fiction. Și îți dai seama cum tu urăști unul din familia ta că ți-a luat trei uluși de gard. Și asta merg mai departe. Asta vreau să spun, că dacă stăm să revenim în mecanismul ăsta, așa de gard, să nu uităm de gard și să închidem subiectul cu suferința mamei, da? Bun. În câmp rămâne această informație, această durere că îți poți pierde copilul. Bun? Și de foarte multe ori în constelațiile mele a existat această dinamică la femeile care își doreau să aibă copii. Frumoase, sănătoase, bărbat, cuplu, bună stare, stare bună și de toate, și nu vine un sufletel acolo în pântecul acelei femei.
De ce? Da? Și pui constelația și vezi că în spate a avut cel puțin o femeie care și-a îngropat copilul mic. Extraordinar. Și durerea este atât de mare. Și ea în suflet știe. Sufletul știe tot. Dacă nu știu eu cu mintea, nu înseamnă că nu știe sufletul. Ok? Sunt toate informațiile în câmp. În câmpul ăsta de informație energetic. Și femeia simte și știe că există această posibilitate. Și este frică. Nu poate să o explice. Ok? Și uite așa cum ea nu rămâne însărcinată ca să numără copiluțul la naștere, pentru că are în linia ei de femei copilul scoromâi sau amititei. E dramatic. Și poate să se ducă dramatic pe generații, nu? Da, bineînțeles. Și în cazul celălalt, Elena, când pur și simplu o femeie nu-și mai dorește copii și apare copilul. Și dă Dumnezeu. Da. Dă, și dă Dumnezeu. Că sunt cazuri, când convinți că și tu ai o grămadă și eu la fel. Da. Uite, știu un caz foarte frumos, am o prietenă foarte dragă care are 5 copii. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Ea are o energie maternă extraordinară. Și chiar spunea, măi, vă crezi, dar mai lăsați-mă și pe mine. Și a mai venit încă unul și al patrulea și zis, gata. Gata. Și parcă vorbește așa cu sufletelele astea, că uneori zici că suntem parcă așa. Și chiar mi-a spus, Elena, am 4. Chiar am obosit. Știi? Zic, draga mea, mai vine unul. I-ai zis? Da. Deci ea avea și ea știa lucrurile acesta. Avea o energie maternă foarte frumoasă. Da? Ea e... Unele femei sunt mame lăsate de Dumnezeu, nu știu cum să zic, adică vin mulți copilași pentru că e acolo un loc în care acea mamă își dorește să fie mamă, nu știu cum să spun. Fără ca ea să fie conștientă de treaba asta. Fără să fie conștientă. Pentru că aici vorbim de o manifestare inconștientă. Fără să fie conștientă, știi? Uh-huh. Pentru că, hai să fim serioși, 5 copilași nu este prea ușor să crești în zilele noastre, da? Și a făcut și el 5-le și 5 copii și toți cu același bărbat. Că asta e și mai frumos. Că dacă ai 5 cu 2-3 bărbați, mai e cum ai. Dacă nu ai cu același bărbat, îți dai seama ce. Ce cuplu, îți dai seama cuplu, ce relație. Ce măreție, ce... Că până la urmă, ce lăsăm în urmă, vine cu tremurul, da? Da. Șap-șap, da? Dar lași, își las ce nu mai departe. Lași ADN-ul. Și totuși, efectiv, sunt femei care... au probleme, domne, cariera, banii, poziția socială, nu doresc copii. Oare de ce ele se manifestă în felul acesta? Numai din influența socială? Că psihologic stai să te gândești că poate să fie numai influența socială. Da? Societatea este construită în așa fel încât... Dar eu nu cred că e numai atât. Da, da. Acum e nevoie să privim orice subiect pe nivele. Levels, nivele, straturi, da? Ai atins un subiect foarte actual. Da, știu. Da, știi. Știu că de-aia te-am și întrebat. Da. Este acum, într-adevăr, în lumea noastră occidentală, această idee a carierei. Întâi să am casă, să am carieră, să am venit și după aceea să fac copilul. Ok? Pe de-o parte... nu un lucru rău, pentru că chiar sunt și niște studii făcute cu o femeie, poate să facă un copil și după 40 de ani și că ar fi recomandat așa, mă rog, că ea e liniștită cu cariera, e liniștită cu toate și se poate ocupa de copil. Știi? Eu, sincer, o văd ca pe un capcană studiul ăsta, pentru că are o parte de adevăr. Numai că aici sunt două lucruri pe care să le punctez. Biologia e foarte deșteaptă. Dacă femeia face copilul după 40 de ani, natura zice, ok, tu dai viața, deci trebuie să fii sănătoasă. Știi? Și are grijă să repare foarte mult din corpul fizic al femeii ca să poată și să crească copilul. Da. Da? Am cazuri cu sarcină gemelară la 44 de ani spontană. Femeia că dacă intra la menopauză și era însărcinată cu gemeni, da, și sunt multe cazuri cu vârsta înaintată, unde rămân însărcinate femeile 46-47 de ani. Și asta mai e un fenomen, nu se întâmplă pe vremuri. Eu am o bună vremuri. Prietenă care e mai mare ca mine, da, deci eu am 48, ea are aproape 49, da, și a rămas însărcinată. Da, adică eu ce vreau să spun, se întâmplă ceva și la un alt nivel. Și la un alt nivel s-a dus foarte mult și vârsta asta și fără tratament, spontan. Da, fără tratament. Fără da, tratament, da, fără însemnări și așa mai departe. Bun. Eu, sincer,
O spun ca mamă, o spun ca femeie, o spun ca medic, o spun ca fiică. Mă uit așa și-o cu sinceritate, că dacă eu nu rămâneam însărcinată când eram studentă, și numai asta era ultimul meu gând, trebuie să spun cu toată onestitatea, că fiica mea știe acum că, mamă, asta a fost, știi? Că mulți am fost niște întâmplări și niște accidente, dar uite, ne-a avut viața și părinții noștri ne-au păstrat, ok? Stau și mă gândesc, oare că m-am uitat la mine fizic, da? E adevărat că la 25 de ani abia se închide... Se termină adolescența. La 25 de ani, creierul devine în sfârșit matur. La RMN se știe că substanța albă se mandrează la 25 de ani. Deci, practic, eu am avut noroc, știi? Că am rămas însărcinată tamă când ieșisem din adolescență. Da? Dar cu cât îl faci mai tânăr copilul, e mai bine pe de-o parte, pentru că femeia fizic este în puterea ei. Știi care este vârsta ideală biologic, ca să facă femeia copil? Fizic, nu emoțional. 16 ani jumate. Deci la 16 ani jumate, din punct de vedere biologic, corpul tinerei este, are vârsta perfectă să nască. Este sănătoasă, este în putere, duce sarcina la termen și naște natural foarte ușor. Se recuperează corpul, nu are carențe de calciu și așa mai departe, și fiind într-o vâltoare hormonală, se reface foarte ușor. Da, sigur că emoțional e altă poveste. Face sens ce spui tu, că se poate calcula și numerologic ceea ce ai spus, da? Tu acum. Ok. În capul meu sunt 15.000 de calcule. Sunt, da, calcule. Face sens. La 16 ani e ieșirea din pătrat, ieșirea dintr-un cadru cu manifestarea altui cadru, și nașterea este efectiv o ieșire din ceva. Da. E o altă zonă, da. Da, dar și biologic. Deci biologic este vârsta perfectă. Și dacă ne uităm așa pe la tinele noastre, eu cred că a început să scadă puțin vârsta. Pentru că sunt 12-13 ani, străhoance, știi? Da, am văzut. A scăzut foarte mult. Deci se întâmplă ceva. Pe de o parte, scade foarte mult vârsta în care fetițele au menstruație. Da, și deci asta deja am observat, 10 da. ani, nu mai zic. O să vă spun că am avut cazuri de la 2 ani. Ce, 2 ani? Fetițe la 2 ani cu niște sănișori foarte mari. Wow. Da, o pubertate precoce, deci nu prea sunt cazuri în literatură, dar se întâmplă. Sigur că e foarte mult învățat și alimentația influențează foarte mult. Da, știm. Bun, da. Deci pe de o parte scade vârsta la care vine menstruația și va fi fertilă tânăra femeie, și pe de altă parte crește și vârsta la care femeia poate să rămână însărcinată. De... Și asta nu sunt, să spui că sunt medicale, sunt nu știu ce, pur și simplu se întâmplă. Da, nu sunt cazuri de excepție. Nu sunt cazuri de excepție, știi? Da. Bun, mai e un fenomen al inseminărilor. Hai să vezi cum e asta. Hai că vrei subiecte tari. Hai să discutăm subiecte tari. Știi că vreau să-l ating, dar uite că mi-ai luat înainte. Vai de mine, stai să vezi. Hai să o luăm așa. Din punct de vedere sistemic, embrionașul are suflet. Are suflet, da? Tu mi-ai zis mie când vorbeam noi doi că sufletul poposește efectiv în zona uterină la câteva, de fapt cam la o lună, adică până într-o lună. Nu, eu nu am dat cifre, pentru că hai să fim rezonabili, nu știe nimeni adevărul. Ok? Ce pot să spun eu așa ca observație și logică, că vrei logică? Ovulul are viață. Are e plin viață, să știe. Normal. Păi dacă e plin de viață, a venit un ovul cu spermatoze. Da, categoric, da. Păi dacă În ovulul unei femei există suflet? Cum? Nu, dar nu vine din suflet. Ovulul face parte așa, vine de pe altă planetă? Adică e din sufletul femeii respective. Și face parte, e în câmp, e în suflet. Pentru că noi toți suntem în suflet. Și atunci, în momentul în care... Ovulul ăla care vine prin generații, din pântec în pântec, din pântec în pântec, nu are suflet. Mă, Romeo. Păi așa se spune, că sufletul nu vine în momentul în care o femeie rămâne însărcinată. Eu spun teoriile acum, păi nu știu teoriile. Da. Vine așa, hața, și gata, să pune acolo, făcut da. Luna și până la o lună. Păi da, se divi celulele. 2, 4, 6, 8, 16, morula. Pac, ai și cercei în formă de morulă. Că am lucrat acum cu o doamnă constelație și avea cercei în formă de morulă, știi? Frumos cercei de aur.
Da. Și am întrebat-o, fac o mică paranteză, făceam constelații la unul, învățam pe studenții mei și o întreb, zic, ai avut o sarcină pierdută mică? Și zice, da, n-am avut, am avut două. În gândul meu zic, logic, ai duce cei, da. Și exact în fața aia, da, a pierdut sarcina. Bun, sarcină mică, bun. Și aia aparține. Toți aparțin. De ce? Pentru că toți au sufletel. Bun, hai să revenim la inseminare. Inseminare. Bun. Ok, hai să o luăm așa. A fost o perioadă, acum mulți ani, în care existau donatorii de spermă. Și se dona spermă din același flaconaj la mai multe femei. Da. Și ce s-a întâmplat, Romeo? Prin zona aceea, prin America și de prin Asia, prin zona aceea, s-au trezit copiii că se întâlneau și erau frați. Și este un și articol pe net și un documentar făcut. S-au îndrăgostit doi săraci de ei. Că vezi, cum, vezi ce face câmpul, mă, când ești împotriva naturii, știi? Că asta nu e normal, adică e împotriva naturii cum ar veni, nu e natural. Da, iau din cutiuță și nu știu ce. Da. Se poate, asta e tot câmpul, a vrut și evoluția asta. Și s-au îndrăgostit doi tineri care erau frați de tată, pentru că amândoi au fost inseminați din același tub. Și nu se spune același flaconaj, nu știu cum să spun, să sune bine. Da, și nu se spunea și era secret. Și au început, din durerea lor, să studieze și să caute. Și au căutat și au mers prin toată lumea, prin toată zona aceea. Erau 51 de frați, e caz real, e documentar pe net, 51 de frați de tată, din donatorul de spermă. Și au început să caute. Și se găseau și se mânau unii cu alții și așa mai departe. Ce vreau să mai punctez aici? Cât de mare este dorul din suflet să-ți întâlnești frații. Și de unde a venit tatăl ăla? Că nu și-a cunoscut niciunul tatăl. Ca să vezi puterea acelei sperme cu care a fost inseminat un ovul. Forță. Dar nu toți bărbații au această forță. Nu contează. Ăla avea, da. Da, deci acolo a fost. De unde vine forța asta? Și dorul adânc de frații tăi să-i cauți. Nu tot de acolo, de sus, din forța aia mare? Și acel bărbat a fost în serviciul vieții. Da, clar. Într-un fel sau altul. Dar dorul de tată rămâne în sufletul acelor copii. Acum, na, de eu la sunt mama, cu statistici. Am ajuns, da, la de la mama am ajuns la tata. La dorul adânc de tată. Bun. Este acum un fenomen. Și datorită acestor situații, acum nu se mai dă voie decât la un singur caz și așa mai departe. Da, da. Fenomenul care este acum este al embrionilor criogenați. Embrioni? Da. Da. Embrioni sau, mă rog, ovule sau așa, care sunt în bănci frumoși, da, puși, da, în cutiuți, pregătiți de viață. Ok, pentru că ce faci? Încerci să faci o inseminare, se încearcă mai multe ovule, știința ți-a dat și avem așa, și inseminezi 1, 2, 3. Înainte de această evoluție fulminantă se inseminau mai mulți. Acum se inseminează mai puțin pentru că progresul este foarte mare. Se inseminează 2, ai gemeni și am văzut și cu o unică inseminare și s-a prins. Chiar era nevoie să vină viața acolo, știi? Bun. E, și rămân aceste ovule fecundate sunt păstrate frumos în cutiuțe și sunt pregătite de viață. Și părinții păstrează, că poate mai vor un copil. Și fii atent ce fenomen s-a întâmplat, ca să vezi tu când te joci cu ce vrea Dumnezeu, natura. Când, da? Te joci de natura, că de Dumnezeu. Așa. Și ce s-a întâmplat? S-au păstrat și sunt frumușel în băncuțe și așa mai departe. Părinții fac doi copii. Și acum, ce te faci tu? Că mai iau încă trei la păstrare. La cutiuță, la păstrare. Da. Și nu-i lasă inima pe ei să renunțe, pentru că au suflet, au suflet, ok? Nici firmele care se ocupă nu-i pot distruge fără aprobare. De ce? Pentru că lucizi. Da. E foarte simplu. E crimă, și ce s-a întâmplat acum? Sunt foarte multe astfel de centre care au dat faliment. Din ce au avut un succes fulminant, au dat faliment. De ce? Pentru că sunt niște costuri foarte mari. Și la un moment dat, părintele nu mai plătește. Eu am doi copii acasă, nu-ți mai plătesc, că mai îmi ții trei la cutiuță.
Deci, cum aș și zic, Doamne, deci, mă rog, dar cam așa e treaba. Și atunci, centrele respective nu pot să-i distrugă pentru că te dă în judecată din copilul, ok? Și o să dea faliment pentru că au cheltuieli foarte mari. De întreținere. De întreținere, da? Ce întreține acolo? În cutiuțe. Viață, 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 viață. Bun. Am făcut constelație cu acești embrioni. Am avut un caz, un domn, mă rog, avea o doamnă, s-a despărțit de ea că a pierdut sarcina și avea trei în cutiuță, în Germania, știi? Și am pus, nu, în Ungaria, pardon, și am pus constelație și cu frățiorii, cu toți din, cu toți embrionași acolo, știi? Da, da. Care erau acolo, că nu știa ce să facă cu ei. Măi, Romeo, și a fost așa o mișcare în suflet, deci vreau să spun că a fost cu lacrimi pentru tot grupul constelația aia, fără să știe nimeni pe cine reprezintă, că eu am adus reprezentat pentru sarcina pierdută, pentru fiul lui, pentru nu știu ce, și pentru toți acești embrionași care așteptau să vină la viață. De ori n-am spus pe cine aduc, știi, a lucrat așa puțin, cum mai lucrez uneori, și vreau să spun că toți acei embrionași s-au adunat cu frații din viață și cu frații pierduți, toți trei s-au adunat la un loc, toți șase, fără să știe nimeni pe cine reprezintă. A fost mișcarea de suflet, Romeo. Cum poți să spui că n-are suflet o celulă care vine din de viață? Și a fost foarte mișcat acel tată. A fost foarte mișcat de ce se întâmplă acolo. Și a avut ulterior un copil și așa mai departe, da? Și a avut altă imagine. Și tu știi că ăștia sunt copiii tăi. N-ai un copil, n-ai doi, n-ai trei, ai șase. Și uite ce le spun eu mamelor, că mai vin multe mame cu bebelușe la ecografie și îmi spun că au făcut inseminare și întreb câte ovule s-au folosit. Păi două, trei, patru. Și știi ce le spun, Romeo? N-aveți un copil. Aveți doi, trei, patru. Unele mame sunt foarte mișcate, că imediat își dau seama ce nespus din ce am spus eu. Da, da, da. Știi? Și sunt foarte mișcate. Așa vezi cum se luminează. Au așa un moment de aha, zic că aveți patru și ceilalți sunt copiii dumneavoastră. Nu doar el. Unele mame, imediat, știi, prind informația și zic să-i lua și pe inima dumneavoastră. Măi, și atunci când zic, tot timpul când zic chestia asta, eu mă uit la bebeluși. Mă, toți bebelușii zâmbesc, mă. Când dau informația asta că mai are și alți frați și mama să ia frații în inimă, toți zâmbesc, nu? Parcă, bine, informația, da, e acolo, informația acolo de suflet și ajunge la ei, că ei sunt foarte conectați, bebelușii, cu sufletul mare, știi? Da. Și să îmi spun, am făcut și am avut doi. Ok. Și noi le spun, mai aveți un copil. Și vezi că tatăl e mișcat. Aha. Și mama nu prea înțelege ce întreb acolo, știi? Și soții spune, da, uite așa, e clar că nu mă judec, dar o spun ca situație, știi? Că nu ajungi, nu e cum să ajungi la sufletul acelei femei, să-și deschidă inima, să ia în sufletul ei și celălalt sufletel. Știi? E și așa, Romeo. Da, este și așa, și așa. Dar uite acum, încă o chestie, ca să mergem într-un alt subiect care chiar mă interesează. De ce în anumite relații de cuplu, da, cei care sunt în relația respectivă simt că pur și simplu trebuie, și nu folosesc alea cuvântul, trebuie să perpetueze specia, și alții care sunt într-o relație de cuplu simt că nu trebuie să aibă un copil. Sunt stări pe care, na, și eu le am în consultațiile mele și în astea, sunt convins că și tu le-ai văzut în constelații. De ce la unii simt că trebuie și alții simt că nu trebuie? Vezi, e ca o barieră, da, așa, știi? Nu rezonez cu acest trebuie. Nici eu nu rezonez cu el, dar l-am folosit, știi contextul pe care... E o presiune foarte mare și un stof foarte mare. E firesc să fie așa. Dacă te uiți la cel care simte presiunea lui, trebuie să dau viața mai departe, exact. Ok? Acolo e sănătate. Acolo merge treaba. Dom'le, am dat viața mai departe, cum ajunge viața la noi? Prin părinți, de la părinți, prin bunici și tot așa. Generații întregi au primit viața și au dat-o mai departe. Și au plătit un preț pentru viața asta, Romeo. Toți părinții, toți bunici au plătit un preț.
Și noi la rândul nostru, când o dăm mai departe, plătim un preț. Da. Știi? Și copiii nu știu ce au de făcut. Să primească viața care a venit prin noi ca părinți la prețul pe care noi l-am plătit. Să facă ceva bun cu ea, mă. Se bucure de ea. Și la cei care nu trebuie. Și la cei care nu trebuie. Nu e sănătatea cum trebuie? E, acolo sunt niște încurcături. Ok? Cine știe ce a fost în acel neam? Cine știe ce lucruri s-au întâmplat? De poate într-un fel e nevoie să se termine neamul. Pe de o parte. Și se oprește acolo. Da, asta se poate calcula și asta, da. Numerologic. Dar pe de o parte, te gândești că cei doi nu trebuie, adică simt între ei. Ei se întâlnesc, Romeo. Asta spun, și ei nu se rămâne întâlnesc. Femeia însărcinată. Și nu rămâne. Și ea se duce după aceea să despar din diferite și motive. Și rămâne ca gândea prima și rămâne. Dar știu cazuri. Da. Știu cazuri. 7 ani a fost într-o relație și vrea femeia, chiar mama, adică avea energie maternă. Dar există iubire între cei doi care nu trebuie. Adică nu putem să spunem că aia doi se bat și de aia nu trebuie. Nu, există iubire. Există, da. Numai că sistemele familiale nu sunt în ordine. Extraordinar. Da? Păi de ce s-au iubit ei? Că sistemul familial vrea să pună ceva în ordine prin întâlnirea noastră. Ceva ce e în dezordine în sistemele noastre. Mă, suntem luați de moți, mă. Uite așa ești luat de ceafă, tu acolo, tu acolo, știi? Parcă e acolo un ceva mare care se distrează. Că eu spun că Dumnezeu are un umor și un umor cam negru. Și pur și simplu i-a pus pe ăștia doi împreună să facă dragoste, să iubească, ca să împace două neamuri. Da. Și pe aia disparte. Da, exact. Și rămâne, știu că azi, deci femeia 7 ani într-o relație, da. Și chiar își vrea să rămână, n-a rămas niciodată, mă, Romeo. Mă, și face sex cu unul, cu foc, și rămâne gravidă. Și face și copilul, știi? Că a venit la mine să-mi zică, băi, nu știu cine e tatăl. Ok, nu e singura femeie care nu știe cine este tatăl, hai să facem ecografie. Și a fost clar, da, multe, multe mame nu știu că tata e tata, da. Că cine e tatăl copilului, știi? Da, deci, știu asta. Da. Asta spun foarte întotdeauna la workshop-uri. Dom'le, știi cine e mama? Pentru că și la mama poți să-i spune să nu fie mama. Pentru că știu caz. Da. Cum adică? Viața? Eu am un prieten care spune că el e făcut de o mătușă. Da, pe bune, chiar așa. Nu se știe. Știi cum e, gura păcătosului adevăr grește. Deci știu caz. Deci zis cu tata că Nu se știe care e mama. Nu, cu mama, caz real. Femeia are 54 de ani, mama e pe moarte și a zis, nu sunt mama ta. O înfiase mama ei, rămăsese însărcinată undeva pe la 16-17 ani, pe vremea Ceaușescu, nu a mai primit-o părinții în casă că era însărcinată și a zis, naș copilul și îl abandonez la o casă de copii. Ceea ce a și făcut săraca fată pentru că nu n-avea ce să facă, efectiv, da, n-avea că aruncau părinții în stradă. Bun. La 18 ani a început să caute la toate casele de copii, disperat își căuta copilul, nu i-a spus nimeni pentru că nu se mai spune nimeni nimic. Da. Bun. Și la, pe 4 de martie mama ei, mama, i-a zis, nu sunt mama ta, te-am înfiat atunci din cartierul ăla, pe familie o chema așa și s-a trezit femeia la 54 de ani că mama nu e mama. Tu stai seama. Care e mesajul meu? Sufletul are nevoie de adevăr. Cele mai complexe situații sunt situațiile în care sunt copii înfiați. Acolo sunt cele mai complexe. Știi de ce? Pentru că orice ai face, nu ai ce să faci ca să nu fie cineva exclus. Și ca să poți să primești de la părinții adoptivi, ai nevoie să îți excluzi pur și simplu părinții biologici. Dar n-ai cum, pentru n-ai că cum. Tu ești părinții, n-ai tu ești în tine. Da. Și aici o mișcare în care e bine de văzut încurcăturile, da? Mama care nu poate să facă copii sau cuplul care nu poate să facă copii și înfiază un copil, clar au o încurcătură sistemică în spate. O mamă care și-a abandonat, de exemplu, copii, are o încurcătură sistemică să poți să-ți abandonezi copii. Iarăși nu judecăm, da? Cei pe acolo numai sufletul ei știe. Și atunci, ce vine? Avem o familie încurcată cu o familie încurcată și la mijloc un copilaș. Ce vreau să zic? Odată că viața nu ne lasă, că altei femei sau cuplui revine bucuria să te crească pe tine, numai că e foarte important ca părinții adoptivi să respecte părinții naturali. Eu le mai spun pentru că eu lucrez, știi? La unii ajunge, la unii nu. Și când auzi cum vorbesc de părinții naturali, da, știu. Eu mă gândesc numai la sufletul copilașului, știi? Dă seama, cum poate el să primească
ce îi dai tu, hrana de zi cu zi, și care vorba de supraviețuirea lui, când tu îi ocărăși părinții naturali. Indiferent ce au făcut. Chiar dacă copilul nu-i de față. Dar copilul nu e de față, e la școală. Simte tot, știe tot. Și aici ce avem de făcut? Ca părinții adoptivi să respectă părinții naturali și destinul lor. De ce? În serviciul cui este părintele adoptiv? În serviciul vieții. Ok. Și în serviciul, pe cine servește părintele adoptiv? Pe acel copilaș, nu? S-o crezi tu pe asta. Da, pe ce? Așa gândesc toți. Părintele adoptiv este în serviciul părinților naturali. Părintele adoptiv este în serviciul părintelui natural? Ia. Pentru că el, părintele adoptiv, face treaba părinților naturali, care nu poate să o facă indiferent de motiv. Și atunci el este, da, în logic, în serviciul acelui om care n-a putut, eu pot. Exact. Și dacă eu știu că adopt un copil și mai e nevoie să știe ceva, sufletul copilului adoptat rămâne întotdeauna lângă părinții biologici. Și părinții trebuie să știe. Da, da, sunt copii care sunt adoptați și care își iubesc părinții, nu biologici, cei adoptați, cei adoptivi. Sigur că da, pentru că se formează o bază de atașament și mai departe, dar nu e de corazon, Romeo. Pur și simplu este doar o chestie. Dedesubt. Păi uite-te la ce reportaje sunt făcute în lume, da? Ce se întâmplă cu copiii care la 20 de ani li se spune, ai fost adoptat, da? Și să-și cunoască părinții naturali. Da, caută. Într-un... Da, caută și... sufletul, știi? Și care este răși foarte greu pentru suflet? Când se dezrădăcinează copiii. Adică, el e născut în România? Da. Și tu îl duci și îl înfiază cineva din America. E jale pentru sufletul copilului. Au fost foarte multe cazuri cu copii înfiați din India în Franța. Și spunea fetița, știu un caz concret, fetița avea o hidrocefalie la cap, mă rog, și tot o operau. Și fetița spunea, duceți-mă acasă. Adică unde? Duceți-mă în India. În India, da? Normal, acolo logic. Nu ar mai fi fost nevoie. Și operau acei părinți de 7 ori, 8 ori, toată ziua stătea numai prin operații fetița aceea. Și atâta vrea să meargă acasă. Și acasă nu mai avea nevoie de niciun fel de operație. Deci aceste acasă unui copil este pământul natal. Avem această energie. Uite, știu caz. Domn de 40 ceva de ani, care a locuit în America 20 de ani, face și noi o buclă, viața noastră. Și a făcut tumoră de vezică urinară. Tumoră de vezică urinară, am făcut și ecografie. Pe cea care a doi. Da? I-am făcut ecografie, am niște prieteni foarte dragi și i-am spus, zic, te-a adus acasă dorul de tată. L-a băut și lacrimile instantaneu. Pentru că el numai acasă se putea vindeca. Și de ce a făcut tumora? Ca să vină acasă. Și mai e încă o chestie acum, că tot așa mă gândesc. Părinții, doi oameni minunați, pleacă din țară ca să muncească în altă țară. Asta e altă jale. Și în țara respectivă, asta spun că o vedem, trăim ca fenomen. Și în țara respectivă, cei doi muncim, mă rog, își fac acolo un rost și așa mai departe și dau naștere unui copilaș care aparține de țărână în țara aia. Da, da. Iar pământul lui natal e acolo. Pământul lui acolo, da. Dar părinții au țărână aici? Părinții au țărână aici, dar acel copil... Și nu e o rupere aici? Păi este, păi oricum a fost ruperea când a plecat din țară. Dar știi cum e ruperea asta, Romeo? Uite, o vedem. Deci eu am așa o compasiune, știi, pentru, acum să spunem, pentru anușii din diaspora. Cum îi vezi că vine acasă de Paști și de Crăciun, stau 2 zile la masă cu părinții, dar 3-4 zile stau în vamă sau în trafic. Da. Deci stau 10 zile pe drum pentru 2-3 zile cu familia. Da, contează, enorm. Păi, enorm contează, pentru că ei ce fac? Își încarcă, se conectează cu pământul natal, se conectează cu familia, indiferent cum este ea. Da, e mama, da. E bunica, e o mătușă, mai am o mătușă acolo, o să rămână mătușă, știi? Pentru că este conectarea asta de suflet și unde aparții. Și își încarcă bateriile și mai
Supraviețuiesc jumătate de an. O perioadă, până da. La Crăciun. Până la Crăciun sau până la Paște și tot așa. Tot așa. Și copilul acum se simte, pentru că el a făcut copilul respectiv, vine de Crăciun, de Paște să-și închidă bateriile, dar țărâna acelui copil va care fi vine... Va fi deconectat de părinții lui, de bunici. Adică el vine aici, la masă, cu părinții lui, dar se simte străin? Păi, într-un fel, da, el are acolo rădăcina, dar nu este rădăcina din putere, că nu vine mama, bunicii, străbunicii, știi? Uh-huh. Acolo e forța. Când suntem în același loc, acolo e forța. Și atunci el pur și simplu că s-a născut în altă copilul... țară, generează altceva? Păi, altă ramură? Păi generează altceva pentru că e altă rădăcină. Dar s-a născut în Franța, dau un exemplu, da? Ce are Franța cu România? N-are nicio treabă. Da. Sufletul vine de aici, dar el e născut acolo și el va crea rădăcina pentru copiii lui în Franța. Chiar dacă, de exemplu, să zicem, nepoții acelui copil născut în Franța vin să se restabilească în România, să zicem. Își dai seama, domnule, stai că noi suntem români. Da, știi cum e? Când merge treaba bine, de exemplu, în căsătorile mixte, când femeia urmează bărbatul, atunci e bine. Când femeia urmează bărbatul în țara lui, când femeia urmează bărbatul în religia lui, când urmează femeia bărbatul în cultura lui, și îi dă voie copilului să-și iubească tatăl așa cum e și să-l urmeze în toate, atunci merge foarte bine. De exemplu, se văd cazuri, mama din România și tata din, nu știu, zi o țară. Germania, da? Unde va avea copilul succes, unde va avea el și va înflori profesional? Germania. Da, și părinții rămân în România, de exemplu, dacă a venit el în România, dar el va fi tras în Germania, pentru că rădăcina lui la un moment dat se face la facultate sau la liceu va acolo la facultate în Germania. Și va rămâne acolo. Și acolo va rămâne. Și va merge foarte bine. Pentru că va avea forța tatălui care a născut în Germania. Și aici să revenim la mamele cu care am început această discuție. Este extraordinar de important tu ca mamă să nu pui un zid între copilul tău și tata. Stai să mă așez bine, că nu știi ce subiect ai atins. Fii atent, Romeo, vai. E magic subiectul ăsta. Bun, tu l-ai vrut. Am zis că vorbim de mame. Ai zis că, da. Băi, mama nu poate să fie mamă fără un bărbat. Se poate. Păi, asta spun. Da, hai să fim rezonabili, știi? Sunt. Eu sunt cu naturalul, eu sunt cu nașterea naturală, eu sunt cu alăptatul, eu sunt cu naturalul, da? Bun. Dumnezeu, ce vremuri mai trăim, dar astea sunt tot de acolo de sus, vin și vremurile astea. Bine. Tata, fii atent. Vremurile moderne, revenim, divorțul. Da. Cum am spus și la primul podcast, domnule, nu ești în rândul lumii de ziua, dacă nu ești divorțat. Da. Deci, bun. O să-mi pun așa marcă registrată la filmația asta, da? Se poate supăra oamenii, dar astea sunt vremurile pe care le trăim, că suntem foarte deconectați. Suntem foarte deconectați. De cine? Tot de mama, tot de tata, tot sufletește. De ce să supraviețim? Bun. Tata. Divorțul. Și am spus la divorț ce se întâmplă. Sufletul copilului se rupe în două. Pentru că în sufletul nostru, părinții noștri sunt cei mai buni. Mă, așa cum sunt. Da, da. Poate spune tata oricum, mama oricum, pentru noi sunt cei mai buni. Da. Nu se iubeau ei, nu eram noi aici. Și dacă avem ceva în comun toți ca umanitate, e că doi, o femeie și un bărbat la un moment dat s-au iubit. Chiar dacă nu s-au iubit, eu spun iubit, că așa îmi place mie, dar poate au făcut doar sex. Poate a fost femeia violată. Da. Ești în situația asta, da? Și acel viol este tot pentru acel suflet la acest nivel o binecuvântare. Nu exista acel viol, tu nu mai erai acum aici să trăiești experiența asta. Știi? Și asta e foarte vindecător, așa, când reușești să-l iei așa statul, să te împaci și să ajungi la această profunzime. Și unde e profunzimea? Când e întâlnirea între femeie și bărbat. Femeia și bărbatul. Nu soțul, soția, nevasta, da. Părinte 1, părinte 2. Nu vorbim de... Femeie 1 și... femeie 1, doamne. Da, divorțul. Femeie și bărbat, da? Deci am avut femeia 1 și o să vină femeia 2 imediat. Da. Bun. Ok. În sufletul copilului ambii părinți sunt importanți, au valoare egală și iubește la fel de mult pe amândoi, indiferent cum sunt ei. Vine divorțul. De ce divorțează oamenii? Pentru că nu se împacă bine. Da? Nu le mai este bine împreună. Și acum vine fiecare și își pune acolo liniuțe, pune fiecare. Bun. Ok. În copil trăiește și mama și tata.
Și marea povară a divorțului o duc copiii. De ce? Pentru că noi, capul nostru de pereți, da? Cădeam divorțat. Că eu în divorțurile astea așa frumoase, nu prea cred, știi? Or fi frumoase, dar după 10 ani. Că și eu acum sunt foarte bine împăcată cu primul meu soț, cu tatăl lui Fima, știi? Dar am zis, după niște anișori, da, chiar suntem foarte buni prieteni și înflorește copilul, știi? Când vede că... și ne-am văzut împreună, știi? Da, da, da. Era speriată, au, mama lângă tata, tatăl, aoleu, au. Și a fost ceva foarte frumos. Lucru care a confirmat această luptă foarte, din interiorul copilului. Exact, foarte vindecător pentru ea să ne vadă împreună, chiar dacă am divorțat, dar au trecut niște anișori. Nu zic, a, mâine, gata, hai să ne iubim. Păi dacă ne iubeam, nu mai divorțam, știi? Da. Bun. Ei, și sub copilașul suferă. De ce? Pentru că părinții nu se împacă bine, se ceartă, etuchetă, că bun. Ce e de făcut, Romeo? Mă, și îți dau un caz concret cu rezultat, dar așa de curasul. Mama, chiar dacă a divorțat de acel bărbat, a făcut acel copil cu acel bărbat și poate s-au iubit, mă. Cu 5 ani, 10, 15, poate s-au iubit. Ok? Să se uite la copil și să-l iubească pe tatăl din copil. Și nu e nevoie să-i spună, îl iubesc pe tactul, că nu merge. Ia inima ei să simtă. Îl iubesc pe tatăl tău din tine. Indiferent de vârsta copilului. Să-i mai spună. Pot să fii ca tatăl tău. Și asta o să-mi aducă multă bucurie. Uite că fraza 2 cred că e cam greu de zis. Da. O să-mi aducă multă bucurie să fii ca tatăl tău. Și tatăl să facă la fel. Se uită în copil și să-i spună. O iubesc pe mama ta din tine. Pot să fii la fel ca ea. Și asta o să-mi aducă multă bucurie. Cum se simte copilul ăla în suflet? Cum se simte în suflet copilul ăla? Eliberat. Eliberat. Dar deodată se eliberează sufletul, se eliberează corpul, se eliberează mintea. Merge bine cu școala, învață bine deodată. Eu pot să trăiesc. Aparțin. Sunt mama și tata. Și sunt bine în bun. Și hai să-ți dau un caz concret, că mai eu spun teorie, dar hai să vezi practica. Formez oameni la constelații. Și am avut recent o formare la Cluj, să am lucrat relații de cuplu. Eu, la constelațiile astea mai noi, noile constelații, nu e musai să-ți faci constelația. Știi? Pun constelația și gata, ai plecat de acolo vindecat și nu știu ce sau așa alte povești. Nu e așa. Pentru că constelația nu are loc în exterior. Constelația are loc în interiorul nostru. Aici am nevoie să fiu mișcat. Că poți să-mi pui tu omuleții acolo și nu știu ce, dacă eu sunt închis și așa, n-ajunge nimic la mine. Da? Da, da. Ea se întâmplă în interior. Și atunci, poți să faci mișcări în interiorul oamenilor, prin câteva vorbe, prin niște povești, știi? Nu e musai, pentru că se spun ceva la constelații. Constelațiile sunt foarte serioase. Da, asta e clar. Cine ne n-a lucrează fost... cu viața și cu moartea. Nu sunt așa de servit o curiozitate și nici hai să o bifez. Ai voi într-o și viață... Și nici o piesă de teatru. Ai voi într-o viață să faci 3, maxim 4 constelații într-o viață. Atât de puțin? Atât de puține. E, informația asta o dau acum pe post ca toată lumea să audă ce spun eu aici. Și este informație venită de la Hellinger. Da? 3, maxim 4 într-o viață. Atât sunt de serioase. Nu le faci să scormonești, noi nu deranjăm sau da? Arde tare, ai făcut constelația, s-a așezat ceva în constelație, o iei în sufletul tău, nu te gândești mai când mai fac pe următoarea, peste 10 ani. Da? Atât sunt de serioasă. Și o constelație lucrează foarte mult. Eu am constelație care are deja 8 ani de lucru. Da? Se începe, ea îți dă impulsul de creștere în suflet și crește, crește și tu simți cum lucrează. Și vine și spui, încă lucrează de 3 ani, încă lucrează. Eu am încă o constelație care lucrează făcută, eram reprezentant pentru soția unui chinez la seminarul Marea Mama cu Bert Hellinger din februarie 2016. Suntem în februarie 2023 și încă lucrează și are 7 ani. E spre sfârșit și încă lucrează.
Deci nu e chestie de asta așa să vii la constelații ca la gară. Nu. Deci eu descurajez oamenii când le aud, vreau să lucrez, ok. Deci, sau care îmi spun, dacă nu, adică mi se lucrează, sigur, eu fug de oameni ăștia, știi cum fug? Ca de dămâie, știi tu, da? Da. Nu recomand. Ai nevoie când se pune o constelație, sufletul tău să fie pregătit pentru constelația aia. Sunt persoane care vin la foarte multe workshop-uri până când sunt așezate. Uneori îi aleg să lucrez, că au ceva acolo foarte serios de lucru și aduc ceva pentru întregul grup și se așează pe scaun, eu n-am cu cine să am acces și timi la loc. E foarte important să respect sufletul persoanei. E foarte important. Și am persoane care mi-au spus, ce-ți mulțumesc că ne-ai lucrat cu mine atunci. Și lucrează peste un timp. Da. Când este sufletul pregătit. Poți să faci mai mult rău. Știi? Dar știi ce e cel mai câștigat la un workshop? Cei care stau pe margine, în cercul de susținere, dacă își dau voie să se fie mișcați în interior, sunt cei mai câștigați. Dacă stai ca la teatru, ca la teatru vii, ca la teatru pleci. Da? Nu-ți dai voie să fii mișcat și să curgă acolo niște lăcrimioare, nu se întâmplă nimica. După aceea sunt reprezentanții. Pentru că e foarte darnic câmpul. Tu reprezinți pentru cineva, dar câmpul, că e legea echilibrului, îți dă înapoi pe măsura pe care ai dat tu și îți dă înapoi exact ce ai avut tu nevoie. Știi? Tu îți oferi corpul, îți oferi emoțiile în serviciul cuiva, dar câmpul te răsplătește și primești tu. Și dacă constelația a ajuns la reconciliere până la sfârșit, tu ca reprezentat ai primit o reconciliere pentru sufletul tău. Da, și tu da. Nu mai ai nevoie să spui alta. Să zbârnâi ce ai făcut aici. Ai răbdare să se așeze în suflet. Da? Și cel care își lucrează uneori e ultimul care primește. Știi de ce? Pentru că dacă nu e pregătit, pentru că am avut situații, am deschis câmpul, a fost prea mult, a fost prea greu, eu spun la începuturi, știi, în primii ani, mă rog, înveți, experiența se adună cu anii. Era prea mult, era prea greu, nu-i venea să creadă ce se întâmplă, că mai e scoate la lumină câmpul, fel de multe lucruri pe care nu prea ai vrea să știi de ele, că asta scoate, ce nu e spus, secretele și așa mai departe. Și s-a închis. Deci, ai primit darul. Dar am închis, că mi-a fost prea greu. Sau am refuzat-o, nu? Sau dacă lucrezi altă constelație prea repede, ce faci cu constelația lucrată? Aruncat-o la gunoi. Și e luat efectiv toată energia în care e acolo să lucreze. Și nu lucrează doar în sufletul meu, lucrează și în sufletul fetei mele, și a surorilor mele, și a nepoților mei, și a sănepoților mei. Se duce pe linie. Se duce. Da? Deci eu pot să spun că ce am lucrat eu în primii ani s-a simțit la mine în familie. Nepoata mea de soră a făcut doi copilași, alt nepoțel a venit, sunt 400 nepoți. Deci eu mă îndemam cu 400 nepoți la masă. Tata săracul n-a prins niciunul, știi? Dar și ce am lucrat eu s-a simțit în câmpul meu familial. Și că vorbeai de relația cu o mamă-fică, că atât de importantă, da? Că eu am fică și am divorțat când era adolescentă. Chiar acum că am venit cu ea aici, chiar ne întrebam, și mamă, cum te ne împăcăm ne atât de bine, știi? Că nu ne-am împăcat așa de bine acum 10 ani. Și ea îmi zice, păi da, mamă, pentru că mi-a reușit mișcarea către tine. Da, zic cum a zis. Cum a zis? Zic că ai un loc în sufletul meu. Că am reușit să te iau în inima mea. Exact. Da? Că am reușit să te iau în inima mea. A fost mișcarea ei către mine. Care e mesajul meu? A avut și ea timpul ei, cum am avut și eu timpul meu. Că nu e ușor. Să știi, drumul ăsta înapoi către mama nu este un drum ușor și durează un an, doi ani, trei ani, depinde de câte traume au fost în spate, știi? Câte durere a fost acolo și așa mai departe. Pentru că eu cea de astăzi ce fac? Fac drumul înapoi către mama și trebuie să trec prin tot. Trec prin furie, trec prin durerea de sub ea, până ajung la dorul adânc de mamă și până ajung în brațele mamei, știi? Nu e ușor. Asta în constelație e și o oră și două exercițiul ăsta. Da, un exercițiu foarte profund, nu merge, nu facem gimnastică. Mamă, te iubesc, mamă. Nu merge așa. Că nu e de aici și nu e nevoie să spui niciun cuvânt. Să fie în interior cuvintele. Și să miște din interior spre exterior. Știi? Este mult mai bine, de exemplu, dacă am lucra în constelație, de zicem că avem o situație mai puțin bună cu un părinte, da? Cum ai dat tu exemplu, mamă-fică, și să vină
cele două femei una către cealaltă. Nu este, este mult mai bine să vină cele două. Care una două către... femei să vină? Păi mama și fica. Nu-s două cum femei? Să vină mama către copil? Nu. Nu? Adică când... Nu. Nu? Stop. Băi. Mă gândeam că ele dacă vin e mai, mult mai ușor. Așa dacă... vine bărbatul și femeia, Romeo. Am înțeles. Nu mama și copilul. Am înțeles. Da? Dar cum, deci, e, cum bărbatul... e ordinea asta? Ia spun. Deci am bărbatul și femeia, da? Ok, dăm paharul tău de apă. Uite. Asta ești tu. Și asta sunt eu. Da? Ok. Mișcarea este așa. Face fiecare... Trebuie să pune și pe mijloc. Face fiecare... Ai linie aici. Am linie, da. Face fiecare cât un pas către celălalt. Da. Face fiecare cât un pas. Își face fiecare treaba. Eu mai vin puțin către tine. Tu mai vii puțin către tine. Asta e mișcarea sănătoasă, știi? Ne apropiem, ne apropiem. Eu deja simt în corp, știi? Pac, eu fac treaba, vin spre tine, tu îți faci treaba, vin spre mine. Și ne întâlnim, Romeo, la mijloc. Ținte acolo că e orgasmul pe ceacră în sus. Da? Da? Bun. Asta este idealul. Să știi că am avut această mișcare de când facilitez de 10 ani, mii de constelații, vorba aceea, o singură dată am avut mișcarea asta. Pe un bune. Domn a vrut să-și lucreze. Soția lui pe vremea aceea nu-i lăsam să participe la constelații, acum îi las să stea împreună. Și a avut această mișcare. Am pus față în față, da, reprezentanții, atât de frumos au mers unul către celălalt, s-au luat în brațe, am și spus, luați în suflet toți, luați imaginea asta în suflet, că rar se întâlnește. Și știi ce spune domnul? I-am spus așa, hai să oprim constelații aici, să rămână cu imaginea asta în suflet. Zice, nu vreau. Mă vezi, îți dă câmpul. Ce era esențial? Nu vreau, adică ce vrei? Deschidem aici ditai câmpul, așa, da. Ca să ne chinim după aia să ajungem și să ajungi tot ce aici, știi? Tot aici, da. Bun. E, cum sunt multe mișcări? Dacă eu nu sunt învăcată cu mama sau am în spate probleme nerezolvate, reprezentantul femei sau al bărbatului, în loc să facă mișcarea în față, cum este sănătoasă, e trasă de câmp în spate. Extraordinar. Îl trage câmpul. Și așa cum se înclină spre spate corpul, știi? Pac, îl trage câmpul. Pac. Este foarte clar că în spate sunt niște lucruri nerezolvate. Cu cine? Poate să fie cu partenerii anteriori? Că venim cu toți partenerii în relație. Da, suntem o gașcă întreaga asta, să știi. Ce gașcă, da? Și femeia și bărbatul. Da. Ia imaginează-ți tu aici că noi am avea niște piese și am aduce partenerii anteriori acestui cuplu. Bine, ăsta este un cuplu vindecat, este un cuplu care și-a făcut treaba. Pentru că trebuie să-și facă treaba și femeia și bărbatul, nu doar eu ca femeie lucrez și tu stai și bei bere și nu știu ce. Da. Nu, amândoi ne facem treaba să ne putem întâlni. Și bărbatul se împacă cu mama și cu tatălui și femeia la fel. Întâi ne împăcăm cu mama, după aceea cu tata. Ok? Că inima noastră avem succes și suntem și fericiți. Bun. Revenim la mișcarea către mama, că tu ai spus că mama vine către copil. Nu, Romeo. Doar copilul vine către mama. Am înțeles. De ce? Mama și-a făcut treaba. A fost în serviciul vieții. S-a iubit cu tata. Ok? Ne-a purtat în pântec. Putea să nu ne poartă în pântec. Da, putea. Da? Putea să zică, bă, nu te vreau. Eu acum am altă treabă. Sau mai am încă un copil, mai am încă de mamă, că chiar mi-este greu. Da? Nu, chiar nu judecăm că nu este cazul. Da? Indiferent cum a fost, mama a spus, da, vieții. Bun. Te-a născut. Nașterea noastră este succesul mamei. Nașterea noastră, mă refer la nașterea naturală, este succesul mamei. De ce? Pentru că mama putea să-și piardă viața la naștere. Și fiecare femeie care rămâne însărcinată simte și știe că poate să plătească cu viața nașterea noastră. Toate femeile știu chestia asta. Pe bune? Da. Atât de mare este măreția mamelor noastre. Nu ne supărăm pe ele că nu mi-ai cumpărat bluși doaia de care am vrut eu. Mă, știu femeie care a zis, nu mi-a cumpărat trotinetă, mă. Pe bune? Pe bune. Bă, să mor tu. Ai 40 de ani și încă te gândești că îți cumpăra mama trotinetă și patin. Nu știu, eram odată la un workshop și am auzit. Deci era, în fine. 40, frumos. Frumos era, da? Ok, bun. Eu am avut trotinetă și patin, așa că să rămână mamă, da. Să rămână tată. Bun. Să revenim. Să vină... Succesul mamei, da, este nașterea noastră. Și fiecare femeie știe în suflet că ar putea să plătească cu prețul vieții. Și de ce nouă ne este greu și suntem furioși pe mama? Și de ce? Pentru că ne este greu să primim ce ne-a dat ea.
Să primim ce ne-a dat ea. Da, nu doar viața, ci faptul că ea a spus da inclusiv morții ei. Putea să moară, mă. Și cu toate astea a zis da. Mor eu, dar trăiești tu. În suflet, inconștient. Da, da, înțeleg, okay? Ce-mi spui. De asta ne este atât de greu să primim ce ne dă mama. Pentru că mama ne învață să primim. Ok? Ce prespui pe viață, Romeo? Că am dat un exemplu. E mărul din pom. Îți ține și de foame și de sete. Ce preț dai tu pe mărul din pom? Ce preț poți să dai tu? Ți-a potolit și vomicica și setița. Ce preț are? Da, păi pe viața care a venit de departe prin părinții noștri. Ok? Mă supăr pe mama. Bun. Ok. Și atunci, mișcarea naturală, când copilul vine pe lumea naturală, este următoarea. El se agață pe sânul mamei și ia sânul mamei ca pe o fântână a vieții. Copilul născut natural, fără cordon ombilical tăiat, singurel, se agață și ajunge și ia sânul mamei. E colostru. Ai înțeles? Da. Deci care este mișcarea? Eu, copil, născut, vin către mamă. Nu, vine mama către mine. Hai, vrei și tu puțin ceaiuțele să nu răcești, să spun ce sete. Nu, mă, că mă joc. Hai, ia o gură de apă, că e soare, ia pălăriuța aici pe cap. Da, mă, și cu copii, da, mă, ia o curiță de apă. Înțelegi? Ce vreau să zic? Nu mama vine către copii. Noi trebuie să venim către mama, să primim ce ne-a dat mama, Romeo. Atât de mult ne dau mamele noastre. Eu am pus pe studenții mei de la curs să scrie, nu mai știu cât le-am dat, câteva foi să scrie pentru ce mulțumesc mamei. Foi? Foi. Ok? Dacă e să scrii ce nu a făcut mama pentru tine, mamă, avem un debit de 10 foi că scriu și față și vers, înțelegi? Dacă încep cu tot tineta și așa, stai să vezi. Nu mai lăsa la petrecere cu blonda aia. Da. Stai să vezi ce 10 foi. Da? Dacă e să pui pentru ce îi mulțumești mamei, dacă scriem 2, 3, 5 propoziții, 5 afirmații, cam atât primim noi de la ea, vreo 5%. E nevoie să ne uităm cu foarte multă onestitate. Deci tu poți să-i spui mulțumesc mamă că nu mi-ai luat trotinetă. Da. Nu. Bun. Hai să poți să zici și asta. Bun. Și le-am dat temă să la seminarul mama, în cele 4 de seminar, să vină cu, cred că le-am dat 2 foi. Ok? Și le-am zis, nu continuăm până nu veniți cu tema. Și nu terminați tema, nu continuăm modulul. Adică sunt și eu foarte fermă așa, știi? Și le-am scris. Așa. Și în ultima zi am pus pe fiecare să citească o propoziție pentru ce am mulțumit mamei. Din ce a scris el acolo? E treaba lui ce a scris, nu mă interesează. Dar una să citească. Pe care-i cadochi? Și s-au citit 30 de propoziții pentru ce îți mulțumesc mamei. Și să vezi acolo trăire, Romeo, pentru că ce a spus fiecare în parte era în sufletul fiecăruia dintre. Exact. Știi? Bun. E. Deci noi facem călătoria către mama. Mama ți-a dat. Problema nu este a mamei care îți dă. Problema asta noastră că nu primim. Știi? Fac ecografii la bebeluși. Păi vezi, mititei, vin tații și țin tații acolo cu niște mani de bărbat, știi? Deși spun, faceți poze cu bebelușul în palme, dumneavoastră ați făcut, unii da, unii nu. Faceți. Și când se face la adolescent și mare, și o să vă zic că n-ai făcut nimic pentru mine, că așa o să facem cu toții, dar așa am făcut, așa să facă și copiii noștri. Da. Așa? Să-i scoateți poza asta, să-i arătați, știi? Da, uite-mă, n-am făcut nimic pentru mine. Ieri, la ecografie, un tată, ținea, i-am și făcut poza pe telefon, îi ținea la ecografie puișorului, îi ținea tălpile în palmele lui. Zic, rămâneți așa, dați-mi voie să fac o poză. Știi? Zice, da, când îl țin de tălpi, se liniștește. Și știi ce am spus acelei mame? Asta ce ecografii fac eu, da? Da, da. M-am uitat la mamă și i-am zis, soțul dumneavoastră vă iubește foarte mult. Și așa este, dar de unde știți? Pentru că iubește copilul. Atunci când tatăl iubește copilul, iubește femeia. Asta trebuie să fie rămână ca maximă, treaba asta. Când tatăl iubește copilul, iubește femeia. Da. Că o simt în tot corpul. Și tot timpul menționez chestia asta. Și am avut săptămâna asta o zi în care am avut toți bebelușii, au venit cu mama și cu tata.
Și am spus-o, cred că la 7-8, nu se întâmplă așa, să am chiar așa o zi în care să am bebeluș pădus al iubirii, știi? Dar îl împărtășesc, lucrul acesta, pentru că dă seama cum ar fi în această lume nouă a iubirii și a luminii care s-a născut deja, da, copiii noștri, de fiica mea, să facă dragoste, să se iubească cu bărbatul ei și să dea viața mai departe. Ce copil este când el este omorâs al iubirii? Cum fac ce femeia și bărbatul la dragoste atunci când vor să fie în serviciul vieții? E altceva. E altceva. Da, e altceva. E o stare care nici nu se poate gândi, să conștientiza, pur și simplu. Știi când vrei să fii în serviciul vieții, să-ți vină un sufletel la un bărbat și o femeie care s-au iubit, mă. Tocmai ca să vină, ce sufletele ar fi. Și sunt, că de asta le împărtășesc, știi? Și la fiecare cuplu în care văd că bărbatul iubește femeia, le zic. Și mă și le zic, vă iubește foarte mult soțul dumneavoastră. Zice, da, așa e, și eu iubesc, știi? Sau, dar de unde știți? Pentru că iubește copilul. Deci asta e ca o chestie de reamintire. Îți dai seama? Eu o punctez pentru că nu o văd foarte des, dar când o văd, o punctez. Știi? Nu o văd foarte des, ai zis. Nu o văd foarte des, nu. Dar sunt din ce în ce mai multe mame conectate cu copilul lor. Și asta e un lucru extraordinar. Și vezi când e conectarea, știi? Pentru că realmente se uită la nevoile copilului. Și nevoia copilului este să te simți acolo, că îi vorbești cu blândețe și că ești lângă el. Știi? Da, da. Sunt le mame care se pun pe scaun la perete. Și le fac să se vină mai aproape, știi? Te să mă ce în sufletul ei, nu mai ea știe. Dar acel copiluț va tânji să-l vadă mama toată viața. Și cu dorul de a fi văzut de mama, de când e el puișor, o să vină în relația de cuplu. Clar. Și o să aștepte ca tu, Romică, să fii mama mai bună pentru mine. Știi? Și tu, Romică, vai de capul tău de păresc că, dar nu o să fiu iubită, să fie zei. Sunt zei, da, așa? Știi, mă, Romică, mai bună, ești mămica mea? Și să spună, nu, Romeo, sunt femeia ta. Eu sunt femeie. Nu sunt. Și tu ești bărbat. Da, da. Da? Eu sunt mama copilului meu. Tot ordine este și asta. Tot, dar îți dai seama câte cupluri sunt în felul acesta, cum ai dat un exemplu, când bărbatul pur și simplu vrea acea femeie ca mamă, nu ca femeie. Și o face inconștient. Da, și o face inconștient. Păi, inconștient o facem, Romeo, pentru că suntem nevindecați, știi? Și eu cred că vindecarea asta nu cred că se termină vreodată. Eu o spun cu toată onestitatea. Lucrăm cu noi, facem. Mesajul meu este foarte simplu. Nu mai fă nimic. Lasă cursurile, lasă cărțile. Asta e mesajul meu. Asta o zic eu. Trebuie să dau faliment, știi? Deci vine femeia lângă mine să așa și spune, mă, nu mai fă nimic, mă. Oprește-te. Nu mai fă. Știi care e chestia? De când dau mesajul ăsta, care este foarte onest, am și mai mult succes, știi? Da, pentru că mă, oprește-te. De ce? Eu alerg după fericire. Și fericirea largă după mine, Romeo. Cum să mă prindă fericirea pe mine dacă eu alerg după ea? Fericirea după mine și alerg după ea. Oprește-te. Ca să vină fericirea. Să te prindă fericirea. Da. Nu mai fă nimic. Doar fi. Stai acolo și oprește-te. Nu mai fă nimic. Da, asta e un exercițiu foarte interesant ce ai spus tu cu paginile alea. Să scrii 2 pagini sau 3 pagini. 10 pagini. Behringer, da. Dădea 10. Da? Fără 10 nu continuăm. Hai să facem ca Belt atunci. 10 pagini să scrii. Da. Foi, pardon, mă scuzați. 10 foi. Față versul. Hai să completăm tot. Hai să spun ceva. În momentul în care îți deschizi inima, scrie 100, Romeo. Scrie 100. Da, dar un bărbat dacă ar face chestia asta, s-ar apropia mai mult de femeia lui. Dar bineînțeles. Ar putea să fie la fel și la femeie? Da, este și la femeie. Femeia la fel. Să scrie 10 pagini, da, dar la vis-a-vis femeie de tatăl ei? Da. Nu, întâi încep cu mama. Deși femeia și bărbatul, și femeia și deci nu ne ducem cu sexul opus. Începem cu mama. Păi și bărbatul are o femeie, o mamă. Și care e prima iubire a bărbatului? Mama, da. Care e prima iubire a femeii? Tata. Ce avem de făcut? Să reușim să renunțăm, că am spus-o, la atașamentul față de prima noastră iubire. Tata pentru femeie și mama pentru bărbat. Da. Deci, repet, nu să renunți la iubirea pentru să se renunțe că e părinți, că eu sunt părinții mei, la atașamentul față de acea iubire să renunți.
treabă personală, da, că da, tu îți faci treaba ta, eu fac treaba mea, ok? După aceea, ne împăcăm cu mama, îi scrii 10 pagini, nu trebuie mama să știe că faci treaba asta, da, nu trebuie da, să știe soția ta sau iubita ta că faci lucrul ăsta, e treaba ta personală, o faci tu cu sufletul tău de copil, ok? Da, da. Și după ce scrii vreo pagină, două, știi cum îți vin? Și îți scurg lacrimile, pentru că îți dai seama cât te-a făcut mama pentru tine și cât de nemulțumiți am fost noi. Hai să punem pe listă. La cât a renunțat o mamă ca să avem noi? Și toate mamele au renunțat. Ok? Și aici vine un paradox. Ele renunță. Sunt să ne fie nouă mai bine, așa, sau să primim mai multe lucruri, că e vorba că noi avem nevoie de conectare, nu de lucruri. Asta e altă poveste, next level. Da? Și mamele au renunțat la ele. Iar noi, iarăși ne este greu să primim, pentru că ea renunță și plătește un preț. Știi când ne-a fi mai ușor să primim? Când mama face ceva pentru ea. Ce interesant. Când mama are grijă de ea, copilul primește mai ușor. Și bărbatul își respectă femeia. Deci noi acum trebuie să schimbăm paradigma. Șap, șap. Uite așa. Pac. Mă sacrific pentru copilul meu. Băi, copilul tău va suferi dacă tu te sacrifici. Ai grijă de tine. Fă-ți timp, ia-ți timp. Spune copilului tău, mama este obosită, am nevoie să mă culc. Acum stai cu tata, cu bunica, cu un copil, cu un vecin. Mama are nevoie de timp, ok? Îi spui soțului tău, fac asta, mă duc și mă văd cu fetele, ok? Și fiecare femeie să aibă, asta ar fi ideal, că de asta am ajuns să facem copii la maturitate când avem cariera făcută și așa. Pentru că nu mai suntem în energia noastră feminină. Și energia feminină, noi ne conectăm la ea cu femeile. Pe vremuri, bunicile noastre spărneau rufe la râu. Și făceau acolo toate, da. Desculte, șezătoare, pe pământ, tot ce șezătoare. Bine, nu da, mai zic cum stăteau cu fustele lași, că da, așa, da, așa, mai da, cum, știm, așa, da, conectate cu mama pământ, da? N-aveau nevoie de psiholog, frate. Nu exista psiholog. Da, nu este psiholog acum 100 de ani, da? Sau facilitatori mari și cei adică nu s-au constat acum 100 de ani. Asta se țineau 30-40 de ani, da, constelațiile. Da, niște frunzulițe acolo, niște mugurași, ok? Te compar cu numerologia care are mii de ani? Nu te compar. Are numerologia. Nu știm încă. Nu știu, ok, nu da, știm, ok. Da, răspuns corect. Oricum, are mult. Avem pe Pitagora. Prima, avem, prima școală de numerologie a fost acum aproape 2500-2600 de ani. Prima școală. Dar asta încă spun, existau. Deci tu vii cu niște mii de ani. Imperiul Babilonian, da? Și Imperiul Caldean, pentru că a fost înainte de Babilon și Imperiul Caldean foloseau numerologia. Și vorbim de perioada în Sumer, 3000 de ani încolo. Da, poate chiar și mai mulți. Da, da. Poate da, și chiar și mai mulți, da? Dar nu se știe exact. Și noi venim aici cu 30 de ani de constelații. Oh, dar okay, relevante. Păi, foarte relevante, pentru că au foarte multă profunzime, da? Relevante, bun, da. Și acum, revenim la femeie. Femeia modernă, da? Nu mai avem timp. Nu mai avem timp. Deci stăteau bunicile noastre la șezătoare și mama mea, ții minte, avea prietenele de suflet. Mă, când se întâlnă mama cu prietenele din tinerețe, când o puneau de o băută, Doamne, era mama altă femeie. Vorbeau ele acolo, pe limbajul mamei din Moldova, știi? Și când se întâlneau, un grai de la dulce moldovenesc, numai că mama când vorbea la telefon cu prietena ei din tinerețe, când totodată era altă femeie. Vorbea cu craiul ăla dulce. Doamne, zic, gata, știam cu cine vorbește. Duminică, fiindă Natalisa, făcea mama o scumpă dulce. Ce să zic, Dumnezeu s-o iert, o femeie extraordinară. Mama era altă femeie, mereu când se întâlnea cu prietenele ei din tinerețe. Și era altă femeie pentru tata și pentru noi. Alta. Altă femeie. Ea era aceeași, dar era alta. Pentru că era conectată cu ce? Cu tinerețea, cu feminitatea. Și bărbatul să se întâlnească cu băieții. Bă, cu băieții, nu cu alte femei, da? Cu băieții, da? Da, da. E vorba de energia masculină. E vorba de energia masculină. De haită. Capul lor ce fac, da, înțeleg? Dar vine cu alte energie. Și ne întâlnim. Eu am fost cu fetele, ok? Și tu ai fost cu băieții.
Ce-ați făcut voi treaba? Da, voi ca băieți, treaba voastră. Vă urcați pe munte să cădeți în cap, să puneți viața în pericol, ești mascul, ai supraviețuit. Nu mai ce bărbat îți vine acasă, știi? Da. Dar am căzut puțin și eu le zic, mă fac o mică paranteză, un tânăr, un adolescent, avea nu știu ce rană, pe la obraz, așa, sau pe la frunte. Și eu zic, cum ai făcut aici cicatricea? Păi ce, am căzut, m-a lovit cu capul, masa a căzut. Și zic, băi, să nu spui vreunei fete care te întreabă că ai căzut ca prostul, știi? Și mai e și cu tata, știi? Băi, spui că te-ai bătut cu un băiat, mă. I-ai tras unul un pumn și ăla un pumn și a rămas cu cicatricea. Asta să spui, știi? Am căzut, ai căzut ca prostul, dar ai căzut un fel, da? Păi, ce să facem, da? Eu mă distrez la spital, ți-am zis. Bun, hai să revenim la... Bun, deci vine bărbatul cu energia masculină, da, femeia cu energia feminină. Și asta va fi tot timpul cine? New man. Da. New woman. Un alt bărbat, tu ești același. Și o să aceeași, aparent, că nu mă schimb, că nu ne schimbăm, da? Dar energetic va fi, păi da, mă, ce... Și atunci nu există rutină și plictiseală. Păi nu există. Că n-ai de unde. Care e marea provocare a bărbatului? Să vadă în femeia lui mai multe femei. Da, asta e... Dar așa femeie e marea provocare să fie în sensul ăsta. Păi du-te, frate, cu fetele. Du-te cu fetele și stați de povești. Și ca bărbat mai e încă o chestie, să asigure acest lucru. Păi evident că l-auzi. Pentru că dacă te întorci, exact. La ce ori vii, du-te, mă, bip. Da, adică ca bărbat să asigure acest mediu, adică să-i zici, bă, nu ții numai, ci las-o să ducă, las-o liberă. Dar bine, există frica masculului care spune, bă, dacă o las liberă, femeia. Să duce la altul. Păi aici este problema, deci ce în spate? Un bărbat nevindecat. Ăla este un copiluț, nu este un bărbat. Care vrea, este care un copil care își pierde mama. Exact. Și copiluțul ăla, bărbatul ăla, să știi care, vreo 5-6 anișori? 4? Și de-aia face așa, 3, că dacă mama îl abandonează. Exact, exact. Și ce se întâmplă? Chiar îl va abandona? Da, din nefericire, da. Știi? Dacă bărbatul ăla își face treaba și se uită undă, la dorul lui adunc de mamă și se aduce în brațe, pe el la 3 ani, pe el la 4 ani, dar te uiți tu la tine, copiluț, îți faci tu treaba ta de bărbat, ok? Nu mai pui povara pe femeie să-ți fie mamă. Pe care poți mamă. Să faci în taină, nu trebuie să dar o faci. Dar o faci în taină, nu o faci. Așa... Nu te bași tu cu, bă, asta am împăcat cu mama, du-te mă de aici, asta m-am îmbrățișat eu la 3 ani. Mă rog. Asta să fac în taină. Asta e suflet. Da, da. Nu trebuie să spui nimănui că tu dimineața când te trezești te iei în brațe și te iei în brațe pe tine copiluț. Te culci. Da. Înainte să faci amor, nu-i spui, bă, vezi că am îmbrățișat cu mine la 13 ani, știi? Da. Acum, nu. Hai. Nu faci treaba ta, la ce vârstă știi tu că ai avut nu știu ce așa, te aduci acasă și poți să fii cu partea aia din tine împăcată, ok, poți să fii femeie. Pentru că noi ne apăsăm butoane, mă, stop. Da. Dacă n-ai relația de cuplu, n-am evoluat. N-are pentru că în cuplu evoluăm cel mai mult. Nu poți să evoluezi singur. Că eu spun, e bine singur, pleacă-mă de aici, mă. Profesor la minciună suntem toți. Ne bințim. Nimeni nu e făcut să fie singur. Noi suntem ființe sociale. Păi, nu o să zic cum. Ca pătrățuța, știi, animale sociale. Că are de... Dar nici nu avem cum să trăim, pentru că în interiorul noi, așa cum am început noi... Ne căutăm tribul, noi aparținem unui trib. Exact, adică să fii făcut de o mamă și de un tată. Deci tu nu ești singur nici dacă ești singur. Ai cum exact? Da. Mie mi-e bine singur. Dacă mă de aici, mă, caută-ți o femeie, împacă-te cama cu tata, caută-ți un bărbat. Nu. Da. Super. Și asta spune, facem treaba, este minunat. Și... Osul la treabă, Romică, osul la treabă. Da? După aceea asta e că vin partenerii anteriori, că am rămas la ei. Paharele. Vezi? Asta vreau să spun, cum să umplem aici, masa. Cum să umplem masa? Bă, umpli tu, eu nu prea umplu, tu poți să umpli eu mai așa. Bun, eu am muncit mult, am muncit ca fraiera. Și să știi că, uite, eu țin minte pe fiica mea că îmi spunea, mama, muncești prea mult, faci prea multe cărți, stai și cu mine. Înțelegi? Numai că eu eram orcaholică. Fugeam de mine, fugeam de partener, fugeam de copil. Bine, l-am avut și o poveste mea, știi? Vreau să mor în locul tatălui meu. Asta a fost povestea? Da. Extraordinar. Da, da. Eu vin în relație cu toate partenerele mele și ea vine în relația cu toți partenerii mei. A, acolo am rămas. Că am fost orcaholică și n-am prea multe piese să pun pe masă, da, că am muncit. Bun, dar tu... Eu am plecat de acolo, am plecat din povestea ta. Băi, băia deștept, bravo ție, dar acum ai de treabă, Romeo. Ai de treabă, ai înțeles de ce. Ăsta ești tu,
reprezentantul tău, tu ești Romeo și eu sunt Elena, da? Da. Bine. Și acum, noi doi ne iubim. Sau ce puțin așa credem, știi? Da. Și vrem să avem o relație. Da. Și suntem vindecați, ne-am făcut treaba cu mama și cu tata, așa, și vrem să intrăm într-o relație. Da? Ok, dar stai puțin. Eu am divorțat. Și de ce ne-am divorțat? De soțul meu. Da. Asta reprezintă pe soțul meu. Doar că soțul meu n-a fost prima mea iubire. Eu am mai avut un bărbat înaintea lui. Prima mea iubire. Prima iubire nu se uită niciodată, Romeo. Nici la femeie, nici la bărbat. De ce? Datorită acelui bărbat, eu sunt femeie. Da, normal. Ok? Și viceversa e valabil. Și viceversa e valabil, sigur că da, întotdeauna. Da. Și aduc și pe un reprezentant pentru prima mea iubire. Automat eu vin că îl încurc. Bun. Dar eu am mai iubit un bărbat. Bă, l-am iubit cu foc. Știi? Dar n-a fost să fie. Știi? Nu-i nimic. Îl aduci pe el. Da? Și am mai avut o aventură într-o noapte, că eram o studentă zăpăcită și m-am dus pe la schi și m-am iubit cu un gigel. Așa, cu un gigel, da. Într-o noapte în vacanță. Și da. Că la tinerețe te mai iubești cu cât un gigel, că nu te da. Gândești tu că energia sexuală rămâne în pântecul femeii cel puțin vreo 7 ani. Wow. Sophie Hellinger spune că toată viața, da? Eu zic 7. Hai să ne mulțumim că avem o șansă ca după 7 ani să se curețe pântecul. Bun. Și l-aduc și pe gigelul din vacanță. Ok? Bun. Și uite cum mă întâlnesc eu cu tine. Și aici mai sunt încă niște 4 bărbați cu care eu am făcut dragoste. Sex, amor, ce am făcut, nu contează. Da. Bun. E, tu ai avut și tu niște iubiri. Nu știu cât. Acum și aduc așa. Prima ta femeie. Da. Dar du-te că ai devenit bărbat. Da. Nu contează cine a fost. Nu contează. Chiar dacă te-o fi dus tatăl tău la profesioniste, femeia aia, datorită ei, tu ești bărbat acum. Înțelegi? Da. Cum ai norocul fiecare. Bun. E aici. Cu respect pentru ea, pentru serviciile ei. După aia încep. Hă, ai dat de gust. Clasa 10, a 11. Hă, stai că și ai mers la o petrecere. Stai că mai e una. Stai să vezi că... La team okay, building. Da, team building. Ah, team building. Ok. Team building. Ok, că ești de mulți ani așa. Team building. Stai să facem așa. După aia stai să vezi că nu știu ce. Facultatea. Asta e că... Crai pe vătrai. Crai. După aia, nu, te mai căsătorești, te mai cumințit un pic, nu știu ce, n-am mai zis, stai să vezi că m-am supărat pe tine, că nu mi-ai călcat cămașa. Bine, aici o dungă și am avut rujul roșu și m-am supărat. Și uite, după aceea divorțez. E Romica, liber ca pasărea cerului, da? Sunt liber, fetelor, Romica și roi. Și uite așa, bun. Și așa. Și acum, eu am mai puțină treabă de făcut. Înțelegi? Tu ai mai mult. Dar e treaba ta, nu e treaba mea. Știi? Da, asta e treaba ta. Ok. Și ce avem de făcut? Tu vrei acum să ai o relație. Să ai să spui, băi, stop, e destul. Ok? Da. Am obosit. Mai obosește și bărbatul, știi? Că să mai obosești. Bine. Și vrei să te împaci tu cu o femeie. Tu ești așa și tu, hai să o încerc și eu să văd cum o fi. E, ce ai de făcut tu? Eu ca femeie am nevoie să-mi lucrez toate aceste relații. Da, e ușor la timp. Treaba mea. Da. Da? Bun. Și îmi iau prima iubire. Că acolo sunt niște emoții. E un sufletel rămas acolo. Oricum ar fi, rămâne. Chiar dacă numai unul, tu vii cu el. Și să-ți lucrezi fiecare relație. Tu la fel. Și cum fiecare relație? Fiecare. Păi și... Nu contează. E treaba ta. Mai vrei? Tu ai adus pliculețele cu zahăr, da? Mai vrei? Ok. Asta este treaba ta, Romeo. Asta e treaba ta. Sunt o doamnă, mă opresc aici. Da. Bun. Ce e de făcut? Cu fiecare în parte, și femeia și bărbatul, ok? La fiecare femeie care a avut o singură dată relații sexuale. Și nu e numai atât, e mai mult decât atâta. Poate să fie o femeie care te-a iubit foarte mult. Mă, da, te-a iubit. N-ai avut o relație sexuală.
Ai înțeles? Dar ea a avut așa foc pentru tine, te-ai purtat cu ea urât, ai jignit-o, ai umilit-o, i-ai rupt inima și cu femeia trebuie să lucrezi, mă. Ai înțeles? Și femeia la fel. Pentru că și noi femeile ce facem? Rupeți inim. Rupem inim. Toți rupem inim și noi bărbații și noi. Rupem inim și spiatem cum e. Zice femeia tânără, am făcut o constelație recent, a avut deci pe partener anterior și a zis că sunt singură și că uite, am stat puțin într-o relație și vreau și o relație. Și a pus reprezentanți pentru 12 parteneri. Să vezi surpriză. Că i-a zis, nu m-a vrut niciunul, n-a vrut niciunul să se căsătorească cu mine, eu vreau copil, vreau o familie, dar nu m-a vrut niciunul. Mai, vreo 3 sau 4, dacă nu și mai mulți, și-au dorit, mă, cu ea o relație serioasă. A fost pentru ea, nu că n-a avut timp, n-a văzut asta. Pentru că, păi bărbatul nu spune, mă, scrie și voi niște cărți, ieși și voi pe post și spuneți, bărbatul nu-i spune, te vreau, târziu, știi? Și noi femeile, băi, fii conectată cu energia ta, să simți. Bărbatul nu spune, vreau un copil cu tine, băi, ai nebunit la cap, nu o să zic asta niciodată, știi? Da. Îl ia capul. Dar știi că mai sunt unii care zic asta. Știi, măi, da, mai e, sunt, e altceva. E altceva, da. Este excepția, nu este regula. Da. Nu o să zică. Orice bărbat își dorește să știe o familie să fie așezat, să aibă, orice bărbat își dorește, că nu recunoaște partea a doua, adânc în suflet, toți ne-o dorim. Așa, și a avut o surpriză să vadă că 3-4 și-o dat, dar mie nu mi-a spus niciun. Mi-a spus că așa, de o noapte, nu știu ce. Și în câmp, în suflet, și-au dorit, mă. Odată, pe de altă parte. Pe o parte din ei, cu ea, i-a jignit. Relație de o noapte la după club, că asta e tinerețea din ziua de astăzi, și l-a jignit, mă. I-a vorbit urât. L-a umilit. Dar tu n-ai umilit bărbatul ăla. Tu ai umilit energia masculină. Ai înțeles? Și tu ai distrut iubirea dintr-un bărbat care ar fi vrut să facă cu tine copil. Care ar fi vrut să fii femeia lui. În subtil. Și uite așa, azi cu unul, mâine cu altul, mâine cu vreo 2, 3, 5, așa le rupt o inimioara, fără să știi, fără să vrei, ai înțeles? Și tu ai distrus iubirea, Romeo. Ai înțeles? Iubirea din subtil. După aia pune mâna și fă-ți treaba. Și cum ți-o faci? La fiecare în parte, scrii câteva rânduri. Sau trimi SMS. Sau îl suni. Sau. Pe unii nici nu știi cum îi cheamă. Nu e nimic, sufletul tău știe. Îi scrii acolo, te gândești acolo el când îți vine și scrii niște vorbe. Și spui, te-am rănit, te-am făcut, ți-am dres, îmi pare rău, nu știu ce. Și până la urmă să ajungi să-i spui mulțumesc. Păi fiecare în parte. Ăsta este procesul tău pe care ți-l faci tu singurel. Eu fac treaba mea, tu îți faci treaba ta. Ok? Nu știe nimeni că ți-o faci. Ți-o faci în ritmul tău când poți, nu trebuie să știe nimeni. Ok? Să ajungi la fiecare în parte să-i spui mulțumesc. Cum spui tu? Pardon, mulțumesc cu recunoștință. Acolo trebuie să ajungi. Să o simți tu. Pentru că femeia aia a fost în serviciul tău. Și trebuie și, trebuie și, trebuie și umilită sau nu știu ce, știi? Că ăștia suntem și noi femeile suntem, ridicăm sprânceana, știi? Toți facem gestul de genul ăsta, da? Doar că distrugem iubirea din subtil. După mă întreb, dar pe mine nu mă vrea nimeni, dar pe mine nu știu ce. Te-au vrut și te-ai purtat urât cu ei, știi? Și că dacă eu ca femeie fac treaba, tu îți faci treaba ta, la un moment dat când s-a așezat aici și la femeie și la bărbat, va fi acea întâlnire în care eu am să pot să te văd pe tine. În câmp, la constelație, cum se vede? Când eu sunt încurcată cu o partenerie din spate, mă trage câmpul spate. Relațiile nerezolvate. Emoțiile unei femei pe care tu ai jignit-o. Știi? Sau a unui bărbat pe care eu l-am jignit sau l-am iubit. Lasă-mă în pace, mă sun tu la ora 2, eu acum dorm. Au! Tu i-ai vorbit lui așa. El nu te mai sună niciodată, evident. Dar tu în câmp ai lăsat o lipsă de respect față de energia masculină. Și azi cu unul, mâine pui cu unul, pui mâine cu unul și... Sănătate. Sănătate. Ok? Când noi ne-am făcut treaba, se schimbă în câmp, că de asta nu faci constelație toată ziua, că nu constelația vindecă, vindecă mișcarea ta din interior. Osul la treabă vindecă. Nu constelația după constelație începe munca ta. Da.
O să-ți atărată, îți dă mergea vindecătoare. Tu trebuie să o iei în suflet și să o hrănești în suflet. Și să stai cu tot, știi? Dificil. Și abia nu e dificil. Când vrei să o faci, spor la treabă, o faci. Știi? Și abia atunci, mișcarea din constelație, când ți-a reușit în sufletul tău și ai luat în, după aceea ei toți copiii. Că, de exemplu, dacă eu am făcut un avort cu un bărbat, vine și copilul meu avortat aici, Lica. Și dacă tu ai avut niște avorturi cu femeile astea, știu, nu știu de ei, că de unii nu știi, vine și copiii tăi avortați. Și tu nu ai un copil. Ai cinci. Hai că mă opresc aici. De unii știi? De unii nu. De unii poți să nu știi. Înțeles? Pentru că știu caz. Mi-a spus fiica mea, mamă, o prietenă de-a ei a rămas însărcinată cu un tip după o întâlnire în club, în club, nu știu cum îl cheamă, ok? Cam că a făcut femeia avort. Dar în câmpul acelui bărbat există acest copil de care el nu știe, dar sufletul lui va ști și când el va rămâne, va intra într-o relație și va face un copil, sufletul copilașului lui născut, cu o femeie pe care o iubește, se va uita la frizorul lui avortat din acea relație, din noaptea, din club. Și fiică la doctor. Are copilul probleme? Păi da, pentru că se uită cu sufletul la frățiorul lui. Da, trebuie să sunt serioase. Și nu te șași cu energia sexuală. De ce? Pentru că e forță. Energia sexuală e creativitate. E forță creatoare. Singura energie e forța... care creează viață. Exact. E forța creatoare. Și noi ne bambilici. Pe bune, plătești prețul. Plătești prețul. Da? Și tu îți faci treaba. Și când s-a făcut treaba asta personală, ok? Se vede mișcarea în constelație. Îți vine corpul în față. Pac, te împinge câmpul în față, știi? Pac, și faci un pas mic, știi? Pac, faci un pas mic. Pac. Vezi că unul își face treaba și unul stă pe loc. S-a uitat în spate. E încurcă, frate. Și ce faci? Pune un zi la treabă. Cum e? Băi, repară-te. Poți zi, repară-te că pe bune, în fine. Știi? Și să-și facă fiecare treaba și ne întâlnim la mijloc. Și atunci când noi ne facem treaba, copiii noștri sunt liberi. Și dacă eu îmi fac treaba mea, nu mai face copilul nepotul, stănepotul. Va ajunge și la ei din sistem, va ajunge ceva nerezolvat. Dar nu atât de mult. Dar nu atât de mult, le va fi și lor puțin mai ușurel dacă îmi fac eu treaba. Și asta e minunat, pentru că noi acum suntem susținuți ca niciodată, Romeo. Să ne facem treaba asta. Suntem prima generație. De când e lumea și pământul și care se poate uita în urmă să așeze ceva. Cred că era și nevoie să fim susținuți. Pentru că noi facem și cele mai multe greșeli. Păi, da. Și am făcut cele mai multe greșeli. Știi bine. Cu odată cu libertinajul și libertatea. Asta e. Și ele erau în cărți. Tot în cărțile de sus vin. Toate. Acum femeile din trecut nu își permiteau să aibă 2, 3, 10 parteneri. Acum dacă ai 10 parteneri ca o femeie sau fată sau așa, dar nu mai plătește prețul, Romeo. Plătește prețul. Noi trebuie să știm că plătim prețul și că energia sexuală deci rămâne în pântecul femeii, toată informația din acel, cine este acel bărbat în ghilimele, rămâne în pântecul tău. Păi cu cine faci tu sex, fetiță? Plătește prețul acum. Că ai 30 de ani, nici mamă nu te vrea nimeni. Păi pune mâna și curăță pântecul. E de muncă acolo. Da, e și asta este munca noastră. Okay? Acolo se ține toată energia erotică, toată energia sentimentală. Uite că vorbești de energia erotică. Chiar să schimbăm puțin paradigma între erotic, între erotism, ok? Vrem intimitate. Ce este intimitate, Romeo? Că nu e relația sexuală. Nu, relația sexuală crește. Crește intimitatea, dar nu despre asta e vorba. Intimitatea este atunci când eu te văd. Uite cum te văd eu acum pe tine. Atunci când eu te aud și nu mă fac că te aud și mi-e gândul la factura de la gaze, ok, sau la gigel, cum zici tu, ci sunt aici prezentă și te aud. Chiar aud ce spui și aud și ce e nespus. Atunci când te simt, atunci când te înțeleg. Asta este intimitatea după care duci. Să ne vedem, să ne auzim. Și femeia de atât are nevoie. Noi vorbim, venim, mamă, ce-a făcut șeful? Ok, ce-a făcut șeful? Hai să vedem, hai, până aici. Vorbește și acolo cât poate. O asculți și prezent pentru ea. Și gata. Dacă ai o soluție pentru ea, dă-i și tu mâine pe mine. Eu vin cu soluția. Bă, nu trebuie soluția ta, bă, că nu bag demisia mâine. Că nu pot. Încă. Că n-am pasiunea încă bine zămislită ca să pot să dau demisia din multinațională, știi? Da, nu vină cu soluția, dă-ți demisia. Pe bune? Nu. Ascultă, conțin-o un pic.
Ascultă-mă, femeie. Se întâmplă minuni. Știi? Că și femeia își ia nevoile ei. Femeia e ciclică. Acum are ciclu. Acum vrea să mănânce ciocolată de aia. Păi da, mă, corpul ei când e la menstruație vrea să mănânce nu știu ce gugoașă. Tu dacă o iubești, că vrea gugoș cu ciocolată, deja 40% lapte, de nu știu la ce cofetărie. Tu deja ai sursa, știi exact. Tu știi exact, dacă o iubești, știi? Da. Dar uite ce înseamnă femeia. Uite, îți dau acum, poate știi chestia, sigur o știi. Să-ți spun și eu. Când e cupul închegat, știi? Că suntem aici unul, știi? Că eu spuneam la formare că relația de cuplu e inventată de Dumnezeu. E creație divină. Știi? Femeia e completă numai cu bărbatul și bărbatul numai cu femeia. Așa a avut Dumnezeu. Să ne căutăm ca nebunii până când ne găsim, știi? Și gata. Ok. Când e uniunea asta completă? În timpul orgasmului. Ok? Și ce vine? Separarea. Cu ce vine? Cu durere. Durerea separării. Ok? Bun. Dar sănătos ar fi că noi suntem două entități. Uite, entitatea Elena și entitatea Romeo. Suntem două entități. Ce facem? Eu sunt bine cu mine, tu ești bine cu tine. Eu am viața mea, treaba mea, pasiunea mea, tu ai viața ta, treaba ta, pasiunea ta. Eu plec dimineața, mă duc, îmi fac treaba. Chiar așa o văd, știi? Eu plec așa și mă întorc acasă. Tu pleci, îți faci treaba ta, te întorci acasă, știi? Și parcă vezi, parcă ești așa o, că o inimă, nu, merge, da. Nu merge nimeni în liniar. Știi? Nu, că viața e buclă. E buclă, e spirală, e, spirală, e, e cerc, sinusoidală. Sinusoidală, exact, nu e nimic linear. Da. Bun. Ar fi plicticos. A fost să bun fie. Și cu cartezianul, dar nu mai. Nu suntem. A fost. Bun. Și ne întoarcem acasă. Și ne punem la cină. Și avem, mă, ce să stăm de vorbă. Avem ce să ne povestim. Da. Eu cu treaba mea și tu cu treaba mea și ne întâlnim la cină. Și tu mă întrebi pe mine seara la cină. Păi, Leanu, ce pot eu să fac eu pentru tine, mă, în pasiunea asta ta? Cu ce pot eu să te ajut? Ce te întrebă din mă, Romeo, că fii atent. Acum am glumit cu Leanu, că așa mă mai ia pe mine la buză. Dar să știi că am făcut o constelație acum recent în formare și contează foarte mult numele. Dacă îi spui bărbatului pe nume, numele complet întreg și femeii la fel, se simte bărbatul are demnit. Și noi ne alântăm ca proști. Bă, iubire, știi? Soarele meu. Eu țin minte odată care am povestit tatăl fiicei mele, primul meu soț, îmi spunea pe nume Elena. Și eu îi spuneam lui pe nume Elena. Dar pe vremea aia nu știam eu că de fapt noi doi ne vedeam, știi? Și întâlnim niște prieteni, mă rog, și îi spuneam soarele meu. El soarele meu, ea soarele meu. Mamă, și mă gândeam eu cu vremea aia, cu mintea mea de acum 20 de ani. Bă, ce se iubesc ăștia, bă. Din soare, ea nu-l scoate, ăsta din soare nu-l scoate. Și eu, măi, eram trist așa, bă, că ce proastă, bă, dar era proastă, bă, ăsta mă vedea, eu îl vedeam și, uite, mă, nu mă alintă și pe mine, nici eu nu-l alintă, noi nu ne iubim, că nu ne alintăm. Băi, Romeo, și arată câmpul de constelații, mă. I-a pus unei doamne care, am pus reprezentanți pentru cum își alinta bărbatul, știi? Da, da. Îi spunea pe numele lui real, îi spunea un alint și după aia începeau niște alinturi. Și niște diminutive. La, niște diminutive până când diminutivul, știi tu, așa, da, da. Plânsul și așa. Și măi, s-a văzut până la urmă în constelație când i-a spus pe numele lui și el pe numele ei de botez, ok? Ce energie au avut în corp și cum spunea bărbatul, simt nu care spre bărbată demnitate, are demnitate. Da, tu știi că noi interpretăm chestia asta care ne ceva vedem, cu noi. Exact, mă. Băi, că suntem de duși cu capul, mi-ai zis Romeo, mă. Înseamnă că ai ceva cu mine. Am greșit cu ceva. Da. Ce ți-am făcut ceva rău? Am greșit, păi, dacă, da. Pe mine când mă striga iubitul meu Elena, aolo, ce am făcut, știi? Da, 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 așa. Au. Dar mulți au. Avem impresia exact. Asta, Elena. Tu te că suntem pe ce cărări suntem. Și când îi spun femeii pe nume, știi? Că acum, na, un bărbat are mai multe femei. Și știi tu cum se întâmplă? Că faci dragoste cu femeia, ok? Și îți mai iese un porumbel. Au câțe gândul că, da, voi de-a zis, nu fac amor, doi fac amor, patru. Sau câți ori fi. Sau câți ori fi, da. Da. Patru sigur, da? Bun. Și auzi că îi spui, te gândești la Brad Pitt, Brad. Au! Cine-i Brad, știi? Da. Sau el, știi, o scoate Sean Astor, știi? Da. Așa. Au!
Și atunci bărbatul te alintă pe tine. Cum alintă și pe iubitele lui? Într-un fond neutru. Într-un fond neutru. Da. Înțelegi? Soarele meu. Soare. Oh, sunt soarele lui. Bă, da, proaste suntem. Sunt soarele lui. Ce faci, soare, știi? Ok. Și vezi că mai are un soare. Știi, și vezi un mesaj. Nu ți-e dor de soarele tău? Și mai are un soare. Și mai are un soare. Și băiatul ăla, bărbatul ăla, am spus băia mă, pentru că e băia mă. Vezi, băi, vezi cum ai ieșit adevărul pe gură? Da. Și acel băiat și-a furat-o. I-a zis unei femei, pe numele altei femei. Și ce a spus? Stai mă că mă descurc eu. Valim pe toate la fel. Ai înțeles? Și acum îl știe. Nu mai stă liniștit. Nici măcar nu știu cum o cheamă. Îl fac pariu, că nici nu știe cum o cheamă pe femeia. Știi când va afla cum o cheamă? Când femeia la un moment dat va spune, du-te tu cu sorii tăi, cu sorii tăi, du-te tu cu... Cu toată așa, galaxia. Cu du-te tu cu galaxia ta, înțelegi? Și îmi caut și o galaxia mea. Atunci, deodată, bărbatul, brusc, au, știe cum te cheamă și spune pe nume. Băi, mor de râs. Abia atunci, ce se întâmplă? Abia atunci când e în prag să te piardă și ai spus... E destul, te vedem. Atunci când îți spună pe nume, te vedem. Spuneți-le pe numele, pe nume și iubiților, și soților, și partenerilor, și copiilor. Și de ce? Pentru că și copiii noștri au nevoie de respect. Așa se și noi, da măi, bebelușul are nevoie de respect. Ce avem cu toții nevoie? Să fim văzuți, să fim auziți și să fim respectați așa cum suntem noi. Ca entitate, mă, sunt unic. Ok, n-am nevoie să mă schimb. În fine, știm toate teoriile da, și de conexiune, că după conexiune tânjim, Romeo, că s-au făcut studii, că fac americani studii pe relații de zeci de ani și așa mai departe și s-a văzut clar. Nu banii din cont ne dau starea de bine sau așa, nu, ci conexiunea din relații, după asta tânjim. Și paradoxul care este? E gratis, mă, Romeo. Conexiunea, starea de bine, fericirea, e gratis, mă. E moca, mă. Uite, să zâmbesc când te vii acasă, știi? Tu vii seara acasă târziu, ești obosit și tu, că ai muncit, ești bărbat, că doar nu îți cad așa din pom, dar poate îți cad și din pom uneori, dar ziua aia nu s-a căzut din pom, știi? Așa, și vii, mamă, ce zic am avut, și vine nevasta, știi? Vezi că îi spune nevastă, că o nevastă face așa, înțelegi? O nevindecată. Da. Și vine și spune, tu ai muncit bun, mă? Tu ai muncit mult? Tu? Da, eu! Care? Tu te plângi? Da, eu care? Și începe. Țac, 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 țac. Păi mai vine, mă, bărbatul ăla din acasă cu resursele. Să ce la vecină. Să ce la vecină. Și vecina abia așteaptă. Să-ți ia vecina care și ea a avut de făcut, da, știi? Da, vine da. Vecina. Așa face. Gata, s-a terminat. Răzvan zâmbește. Da? Da. Păi ăsta e adevărul. Știi? Trebuie să vin eu. Ți-am făcut niște clătite. Știi? Sau nici cere bărbatului frei ceva nou în casă. Nu spune, bă, hai să schimbăm și biblioteca, fotoliul ăsta, știi? Că... Da. Chiar așa și tu frumos, știi? Și fă-i întâi o clătită. Păi nu-i cere bărbatul ceva când e foame, mă. Are glicemia down. Crește glicemia. Zice un medic asta. Are crește glicemia. Fă-i o clătită. Mă, și pune acolo un moș ceva, mă. Pui și... Dă-mi o clătită aia. După ce ai dat, mă, două ce clătită bună ai făcut, era mor de foame, știi? Te clinzi copii, știi? Și după aia, la orizontală, uite, fă-tu canapeaua asta, știi? Dar nu zici că vrea să vină canapea nouă. Parcă s-a cam... Să vede așa o linie pe aia. Și-a schimbat culoare pe ea, da, pe ea aici o linie așa. Pe aia, da. Mâine dimineață mergem la... Nu fac reclamă. Da, firma cu zi-mi tu la care vrei să mergem. Înțelegi? Dar nouă, mâine nu o să liber, nu? Păi bă, să schimbăm asta. Bă. Da, în fine. E frumos. E distractiv. Elena, hai să bem, Romeo. Hai să bem, da. Să gata, bem, ca Romeo. Să și închidem, da, cu așa, apă, dăm noroc. Nu mai vine, da. Și îți mulțumesc mult de tot. Pentru bărbat, da. Îți mulțumesc mult de tot pentru cele două ore în care am vorbit. Este cel mai lung podcast al meu
și nu știu dacă e unul mai lung. Tot cu mine, probabil. Cu tine cred că e cel mai lung, da. Și îți mulțumesc mult de tot că ai acceptat invitația mea și că am fost autentici mai mult tu. Așa, și poate ne gândim și la un alt podcast cu alte subiecte. Tata, să-i spunem, dar cine știe ce o mai vorbi? Că azi am vorbit de mamă, dar nu numai. Ai văzut că e și tata. Da. Că fără tata nu exista mama și fără tata nu existam nici noi. Și ce bine ar fi ca noi femeile să le dăm voie copilor să-și iubească tații. Mulțumesc mult de tot. Și eu îți mulțumesc. Cu mare drag. Dragi prieteni, gata. S-a terminat. Vă invit să vă uitați și la alte strofe ale poeziei vieții și, bineînțeles, urmează și o altă strofă cu Elena cândva. O să vedem mai când.